Gata. Bună dimineața! Bună dimineața la toată lumea! Bine v-am regăsit! Ați dormit bine în afară, domnul Ștefan? Excelent! Afară de domnul Ștefan, toată lumea dorme bine. Da, cea de la hotel zice, domnule, explică că cei de la AIZU așa ne-au obligat să punem și nu știu cum, așa spune ea. Bine, gata, lasă că îi spun. Stai liniștit. În orice caz. Așa, mergem în vizita celui mai important obiectiv din Iordanie. Este vorba de această bijuterie a Iordaniei sau Orientului Mijlociu. Este vorba de Petra. Cuvântul Petra este compus din 5 litere. P-I-T-R-A, da? Fiecare cuvânt, fiecare literă reprezintă o piatră prețioasă. P, perle. E, emerald. T, topaz. R, robin. Și A, acuamarin. 5 pietre prețioase, așa reprezint. Asta e invenția mea, să știți. Asta e invenția lui Adel, da. E invenția lui Adel. Ok. Și atunci, da, acest obiectiv foarte important. Mergem acum în vizită, avem de mers vreo 5 km dus, 5 km întors, în caz de ne întoarcem pe jos. Dar, am, cum v-am spus, că avem această posibilitate să ne întoarcem înapoi pe cu... Pe jos. Cu microbuze, eventual. Dar, e acest, același traseu înapoi. Același traseu. Înapoi. Deci. Drumul pe care ne ducem este același pe care ne întoarcem. Ok. Atunci o să vă explic eu acum, ajungând în centrul de vizitator, o să stăm acolo în vreo 15 minute să vă spun despre istoria acestui sit arheologic, dar celor care l-au făcut, este vorba de nabatienii, și apoi o să vă spun ce avem de făcut în interior. După ce între timp eu mă duc, după ce mă duc și cumpăr biletele de intrare la Petra, menționez faptul că biletul la intrare pentru intrare la Petra de persoană costă 50 de dinari, cam 73 de dolari de persoană. Atât este costul biletului. Dumneavoastră deja ați achitat banii la mine, eu mă duc și cumpăr biletele de intrare. 70 de dolari de persoană? 73 de dolari de persoană este intrarea la Petra. O să vedeți că pe bilet scrie 50 de dinari iordanii. Da, scump, foarte scump. Așa, după ce o să începem să intrăm în interiorul sitului arheologic, după ce v-am dat biletul, după ce am trecut de, să spun, de punctul de control al biletelor, biletele rămân ale dumneavoastră, faceți ce doriți cu ele, le păstrați multă lume. Ce să vândem la jumătate de preț. Da. Nu, odată scanate și compostate nu mai au nicio valabilitate. Așa că, deci acesta este costul biletelor. În scurt timp ajungem în centrul de vizitatori. Din păcate, mișcare foarte puțină pentru luna aprilie, este aproape zero și asta din cauza conflictului. Dumneavoastră sunteți aici de 3 zile sau hai să spunem astăzi este a 3-a zi de activitate și nu știu dacă ați observat că totul este liniște, pace, nu avem niciun fel de probleme și în acest motiv vreau să transmitem această informație că, domne, în Iordanie e liniște. De când a început războiul? Asta am spus și eu, puteți să veniți liniștiți, nu este absolut nimic periculos sau ceva, nu e niciun fel de conflict. Iordania e o țară a păcii, e prietenă și cu toată lumea, am văzut... Inclusiv cu Israelul. Când a fost anul trecut de la Aqaba, evrei pe terasă, vorbeau în limba ebraică. Nimeni n-are treaba cu ei, pentru că aștept oaspeții acestei țări. Mulțumesc pentru confirmare, domnul Sorin. Și atunci, deci asta ce vrem să vadă lumea, că nu sunt probleme. E păcat de Dumnezeu, foarte mulți și-au anulat excursia și au pierdut o grămadă de bani de pomană, pentru că nu sunt conflict, nu avem conflicte noi, nu avem niciun fel de probleme în Iordania. Slavă bunului Dumnezeu! Drept în față, practic, cum arată aici, este vorba de centrul de vizitatori. De intrare în Petra pe acolo. Noi o să mergem, o să, uite, șoferul ne lasă chiar aici. Ne dăm jos aici și începem să intrăm în centrul de vizitator. Să vă luați ce aveți nevoie. Că... Luați-vă ce aveți nevoie, dar nu transportați, că nu luați prea multă greutate, pentru că avem de mers. Avem de mers. Și atunci deci, trolerele, valizele lăsăm aici, nu? Da, da, da. Okay. Le lăsăm aici și lăsăm. Avem de unde lua apa pe parcurs, peste tot. Deci nu ne facem probleme. Avem și toalete peste tot în interiorul sitului și în centrul de vizitator. Totul este bine, foarte bine pus la punct în interiorul sitului Petra. Deci avem de unde lua apa, suc, cafea, ceai, absolut de toate avem în interior. Ok? Vă aștept, vă rog. Iată-i că ne pregătim de mersul pe jos 5 km. Desigur, o serie foarte mare de hoteluri în Petra, practic pentru orice buzunar, începând de la 5 stele, de exemplu cum avem aici hotelul Movenpick de 5 stele, mai sus acolo unde scrie Petramon, hotel de 4 stele, după acest Petramon s-a mai făcut încă un hotel de tot Petramon, este de 5 stele, puțin mai sus, sunt hoteluri de 2 stele, de 1 stea, depinde de buzunarul fiecăruia.
curat, întreținut, condiții foarte bune. Creează ca autoritățile iordaniene cât se poate de ușor, să spunem noi, pentru oamenii să aibă absolut de toate. De asta am spus că în interiorul și în interiorul situlului avem absolut de toate. Coadă la bancomat. Coadă la bancomat, parcă lumea a stat să lua și a luat salariu. Da. Salferați. Hello. Toalete sunt în această zonă, toalete pentru doamne, pentru domn, peste tot în Iordania, de ținut cont, peste tot în Iordania toaletele sunt gratuite, nu sunt cu plata, peste tot în țară, oriunde mergem, toaletele sunt făcute și sunt gratuite. O găsim acolo, de o cutie sau, mă rog, un vas unde scrie acolo tips, tipsul se da, nu se cere, dacă omul vrea să lase bine, dacă nu, nu îi se cer bani pentru intrare la toaleta. Acum că să vorbim despre istoria acestui sit arheologic și celor care l-au făcut, dar și ce avem de făcut în interior, o să ne așezăm și noi, găsim și noi o zonă cu umbră, că să ascultăm și noi toate informațiile. Aici începe mișcarea omenească acum, de asta să fie liniște, că s-au zis și dumneavoastră, pentru că n-am avut timp practic de la hotel până aici să vorbim despre istoria acestui sit arheologic și a celor care l-au făcut. Vă rog! Svalherat. Poliția turistică prezentă, după cum vedeți în urmă, îi puteți filma fără niciun fel de problemă. Ei, practic, acești oameni protejează turiștii nici măcar să nu fie înjurați atâția în limba arabă, limba care nu înțeleg oamenii. Pușcărie este 6 luni de zile în caz de a înjurat un turist. Asta, de exemplu, e îmbrăcat, polițist, da? În schimb, sunt foarte mulți civil. care sunt civili și intră printre oameni să asculte ce se vorbește despre turist. Ce comentează despre turist. Da, pentru noi, turistul, pentru iordanian, în general, turistul este sfânt. Acest om aduce bani în țară, aduce foarte mulți bani și ajută bugetul țării. Și în acest motiv, acest om trebuie neapărat respectat. Deci neapărat trebuie să fie respectat acest om. Haideți să ne așezăm jos, să vorbim și noi despre acest sit arheologic din punct de vedere istoric. Vă rog. Din punct de vedere istoric al acestui sit arheologic și a celor care l-au făcut, este vorba de nabatieni. Prima dată vorbim despre ei, despre acești oameni. Nabatienii. Nabatienii, practic, formează un trib de beduin arab 100%, veniți din nordul Arabiei Saudite și din Yemen. S-au gândit cercetătorii prima dată că este imposibil să fie arab, deoarece arabii în antichitate erau nomazi. Erau numai cu corturi și plecau de colo-colo, nu erau cu construcții, nu erau cu așa ceva. S-au gândit că ar putea fi Babilon, că ar putea fi Asirien, că ar putea fi Faraon, că ar putea fi Edomiți, că ar putea fi oricine, dar în afară de arab. Dar manuscrisele care au apărut au confirmat faptul că este vorba de trib de beduin arab 100%. Veniți de nordul Arabiei Saudite și din Yemen. Când vorbim de un trib în acele perioade, nu era un trib format din câțiva oameni, zeci, sute sau eventual mii, zeci de mii de oameni, mii de corturi, colonii întregi, poartă același nume de familie, foarte cum ar veni. Mergeam un pic mai încolo, că nu auzim nimic. Sau găiți, găsit așa acum să te ne meargă urle. Da. Gata. Continuăm. Ok. Deci, un trib de beduin în acele perioade nu era format din câțiva oameni, zeci sau eventual mii, zeci de mii de oameni, mii de corturi, colonii întregi, conduși de șeici. Actualmente la șeic se spune la conducătorul moscheii, se spune șeic sau imam, da? Dar șeicul practic este șef de familie sau eventual de trib. Acest om, cuvântul lui nu se făcea două. Când dădeau un ordin, se executa, nu se discuta. Pe lângă ei erau consilieri care ajutau în conducerea, să spunem, acelui trib. Armata proprie, lupte între ei și celelalte triburi, care, tribul care era mai slab, ei atacau, le furau femeile, animalele, devenau un fel de sclav ai lor. Acest lucru se întâmpla în secolul 7-8 înaintea nașterii lui Hristos. Ne simțiți, nu? Asta e, mă rog, aia o tai în momentul când faci okay. Și atunci armata proprie și se luptau cu celelalte triburi, două meserii din care se făcea o bogăție. Erau bogați prin două meserii pe care le aveau ei. Prima meserie era vorba de comerțul de animale.
Era vorba de cămile, capre, oi, cai. Asta era prima meserie. A doua meserie era agricultura. Momentul când a venit vorba de agricultură, înseamnă că erau stabili, erau crucerialele. Adică n-ai cum să pui boabele în pământ și să pleci. Da, cu corturi, dar într-un singur loc. Nu plecau de colo-colo. Adică nu erau numai care se mișcau de colo-colo. Și atunci aceste două meserii pe care le aveau ei, să spunem, cele două meserii pe care le aveau nabătienii, acest lucru, cum vă spuneam, se întâmpla în secolul 7-8, înainte nașterii lui Hristos. Țineți minte, în ultimele zile v-am povestit că Iordania era împărțită în cele trei foste regate, da? Noi am trecut ieri prin toate. Am fost în Aman, la Amoniți, da? Am ajuns Madaba Nebo spre Carac, prin coace, la Moabiți. Actualmente suntem la Edomiți. În această zonă suntem în regatul Edomit. Aceste trei regate au rămas din secolul 12 înainte nașterii lui Hristos până în secolul 4, când au venit grecii pe mâna lui Alexandru Macedon, a spart cele trei foste regate și a intrat totul sub împărăția greacă. Se pare că grecii nu erau interesați de partea de sud, această zonă unde erau edomiții, cu toate că edomiții aveau și ei două meserii din care se făcea o bogăție. Habib, fădăl. Era biletul de intrare pentru lumea arabă, cum sunt în Ianuile cu iordanieni. Iordanieni intrăm cu un dinar, biletul de intrare la Petra. Și lumea arabă a făcut-o la fel, la un dinar. Și acum când au venit, practic, guvernul iordanian a schimbat și a pus orice altă nație, în afară de iordanian, plătește ca orice turist. Și atunci mi-au spus că biletul 50 de dinar nu mai vizitează Petra. Și se întoarcă înapoi. E o mare greșeală. Este o mare greșeală. Ok, baron. Continuăm. Și atunci două meserii pe care le aveau edomiții, din care se făcea o bogăție. Prima meserie era comerțul de tămâie, metale prețioase, condimente, mătasa, alte marfuri aduse din India și China și duse mai departe spre Europa. Asta e prima meserie. Știți cum era tămâia în aceea perioadă? Cum e petrolul în zilele noastre? Foarte, foarte valoroasă, pentru că erau foarte multe zeități și era nevoie de această tămâie să fie arsă la zeități. Deci, asta e prima meserie. A doua era lucratul în ceramică. Cuptoare de ceramică, făceau vase din ceramică, au fost găsite din vasele lor, în vasele edomiților, grosime de 1 mm, cu o artă fantastică, ce au fost găsit în, să spunem noi, în această zonă. Cele două meserii pe care le aveau edomiții. Acum, neîntârsând grecii de această zonă, s-a creat haos politic. Crime, omoruri, furturi, târhării, fiecare făcea ce vrea. Nu era condusă de nimeni. Dacă au omorât regii, și atunci s-a făcut haos politic. Nabătienii, fiind foarte bine organizați, Arabia Saudită e foarte aproape de aici, au venit și i-au acăpărat pe edomiți. Și au început să-și formeze micul lor regat. Grecilor nu ne-a convenit prezența acestui mic regat în împărăție pe care au cucerit-o, au început războaiele între nabătieni și greci. N-aveau cum nabătienii să facă față armatei grecești. Extrem de mare, extrem de bine dotate și în acest motiv nu făceau față. În acest motiv foarte multe războaie le pierdeau, dar mai și câștigau nabătieni. Practic, cum considerau ei că îi câștigau față în față, era imposibil. Și atunci două modalități. Ori se refugiau în deșert, sunt oamenii deșertului. Știau unde erau oaze, unde erau condiții de apă. Îi urmăreau greci în deșert, se împodmoleau greci în deșert, pur și simplu, se întorceau înapoi, considerau nabătienii că au câștigat acel război. Asta e prima modalitate. A doua, se refugiau în interiorul situlului. Este imposibil să poți intra peste ei. Imposibil să poți intra peste ei. Ei înconjurau grecii la un moment dat, plecau grecii, considerau nabătienii că au câștigat acel război. Conducătorii lor care au fost și aici au devenit la urma urmei regi. Da? Acești regi erau foarte buni negociatori. Au reușit și au căzut la pace și cu grecii, trimițând cadouri, dar și scrisori împăraților grecilor. Au fost găsite din scrisori. Le scriau așa: ce vreți de la o nație care vrea pace, că să facă virgulă cu mers, să fie pace, să meargă aceste caravane, să nu avem probleme, să nu fie războaie. Într-adevăr, au căzut la pace cu grecii. Au mers caravanele, s-au îmbogățit, s-au întins mai mult, i-au lăsat grecii. S-au întins, au luat și chiar jumate din regatul Moabit, s-au întins mai mult. Grecii au rămas la noi până în secolul I, mai precis în anii 64, înainte nașterii Hristos, când au venit romanii. Acum au plecat grecii, au venit romanii, au început războaiele cu romanii. În același timp, în același fel, îi dau, câștigau. Tot bun negociator au reușit și au plecat la pace și cu romanii. Pe când la pace s-au făcut condiții mai bune, au câștigat foarte mulți bani, s-au îmbogățit mai mult. Se consideră secolul I după nașterea lui Hristos este secolul de top în care a înflorit sau s-a dezvoltat acest mic regat nabatean. Secolul, fiind pace, nu erau probleme. Cu romanii în pace până în 106 după nașterea lui Hristos. Aici când a venit împăratul Traian. Asta n-a acceptat sub nicio formă prezența acestui mic regat în împărăția romană.
Prostia lor sau greșeala lor mare a fost că s-au dus în interiorul situlului, i-a înconjurat acolo. Singura modalitate prin care a reușit să-i cucerească, tăindu-le apa. Rămânând fără apa, au picat în mâinile romanilor. Deci au cedat și au căzut în mâinile romanilor. N-a dispărut ca nații, au rămas, doar că nu mai erau conduși de către conducătorii lor, șiicilor sau regilor în aceea perioadă, sub împărăția romană. Ba din contră s-au îmbogățit mai mult pentru că se făcu pace, nu era războaie. Cu romanii pace până în secolul 4 după nașterea Hristos, când au venit bizantinii. Trebuie să vă spun că nabatienii erau nații, chiar dacă se rugau la statui, ei credeau în Dumnezeu din ceruri. Dovada, aveau denumiri, că nume, cum este actualul rege al nostru, Abdullah. Cuvântul Abdullah în limba arabă împărțit în două cuvinte, Abd, Allah. Cuvântul Abd în limba arabă înseamnă rob. Allah, această denumire se dă doar bunului Dumnezeu. Deci Abdullah înseamnă robul lui Dumnezeu. S-a adeverit până la urmă că pentru ei aceste statui erau doar mijlucitori, la care se rugau să ducă mai departe rugăciunile lor spre bunul Dumnezeu. Crezând în Dumnezeu din ceruri, venind Cartea Sfântă, Biblia, se pare că le se lumina mintea și a intrat cu toți în creștinism. Dovada că până la ora actuală au fost descoperite 7 biserici antice. Un număr mare pentru o suprafață mică a dat dovadă că era comunitatea creștină foarte mare și era nevoie de multe lăcașuri sfinte în această zonă. În secolul 7, islamiștii au avut oarecare trecere subtilă. Dovada că a fost descoperită doar o micromoscheie în interiorul situlului a dat dovadă că era comunitatea musulmană destul de mică în interiorul situlului. Petra se numește orașul pierdut, orașul dispărut. A fost lovită Iordania în anii 746 de un cutremur extrem de puternic. Oamenii în această zonă credeau, să știți că ei cred și la această oră, în ceea ce este numit blestemul aurului. Erau bogați în aur, foarte mult aur aveau nabatienii. Și atunci s-au gândit, o fi blestemul aurului, o fi, nu fi. Au rezistat. A venit al doilea cutremur foarte rapid, după 2 ani de zile, 748. Au căzut casele, templele, bisericele, virele, totul le-a căzut în cap. Atunci s-au convins că a venit blestemul aurului și au plecat și au dispărut, au abandonat localitatea și au dispărut. A dispărut Petra complet de pe harta lumii, din cărțile de istorie, din 748 până în 1812, aproximativ 1100 de ani. Între timp, nu se știe exact când, un trib de beduini arabi de ai noștri, care se numesc Bdul, s-au infiltrat în interiorul sitului. Nu lăsau pe nimeni să intre. Au furat și au devastat tot ce se poate fura și devasta. Nu lăsau pe nimeni să intre. În 1812 a venit un anume Johann Burckhardt, un cercetător elvețian. Învățase perfect limba arabă, stătuse în Damasc, știa totul despre islam. A venit îmbrăcat arabește. A zis că îl cheamă și Iicul Ibrahim. I-a rugat pe beduin să-l lase să intre, să ajungă la mormântul lui Aron, fratele lui Moise. Acum, după ce intram, am să vă arăt mormântul lui Aron. Și atunci l-au rugat să-l lase, pentru că vrea să se ducă să sacrifice un animal de sufletul lui taicăsul. Se practică acest lucru în această zonă a lumii, mergi la un mormânt sfânt și acolo tai un animal de sufletele celor decedați. Le-a părut rău de el, l-au lăsat să intre, a intrat, a văzut minuna, a scris o carte. O să vă arăt cartea pe care a scris-o Johann Burckhardt în 1812. Da. În 1835 a venit alt cercetător, scoțian de data aceasta, îl chema John Roberts. Pe lângă faptul că era bun cercetător, era și foarte bun pictor. Știa să picteze într-un mod deosebit. A făcut 14 desene de ceea ce a găsit el în interior. Acum, în scurt timp, am să vă arăt și desenele făcute de către John Roberts în 1835. Are dispărut Petra. Nimeni nu mai era interesat de această zonă. Până când credeți? Curând. 1985, când a venit Organizația Mondială a Patrimoniului, UNESCO, vor să introducă Petra în această organizație. Condiția, să fie scoși beduinii care locuiau în locul nabatierului interior. Statul iordanian a dus o luptă acerbă, l-a figurat, cu beduinii să-i convingă să iasă de acolo. Au fost convinși după ce au pus ei două condiții la care s-a supus statul iordanian. Prima condiție, să le se facă o localitate separată, unde au casele, magazinele, moscheile, școlile, totul gratuit, apă curent gratuit. Asta e prima condiție. A doua, să fie singurii care au dreptul să facă virgulă comerț în interiorul situlului în caz de vine turism. Statul iordanian s-a supus la aceste două condiții, au fost scoși beduinii și în 1985 Petra a devenit un obiectiv UNESCO. Iar pe data de 7 a 7 2007, a devenit a 7-a minune a lumii moderne. Sunt 07, a devenit a 7-a minune a lumii moderne. Din aceea perioadă, 10 de milioane de oameni au venit și au vizitat acest obiectiv.
ce au reușit acești oameni să facă, având la mână doar ciocanșe de altă, îți taie respirația, precizia, ingineria apei, canalizărilor, construcțiilor și a săpăturilor absolut ieșit de în comun. Vom vedea aceste obiective, cum v-am spus, în interiorul sitului. Să spunem asta mai pe mare așa despre istoria acestui sit arheologic și al nabatienilor. Ce avem de făcut? Acum o să vă las un 10 minute dacă vreți să mergeți la toaletă, dacă vreți să luați o cafea. Una între timp eu mă duc să iau biletele de intrare. O să ne revedem ori aici, ori undeva la soare și acolo începem să mergem să intrăm. Există posibilități pentru cei care nu pot merge pe jos. Vin și oameni bătrâni care nu pot merge pe jos, au înființat în loc de trăsuri care erau înainte, au scos trăsurile pentru că era mare mizerie, mare pericol pentru oamenii care circulau și în acest motiv au înființat mașini electrice, să-i spunem un fel de golf car. Poate mașina de la intrare, dus întors cu barbine, de la intrare aici până la Tezaur și înapoi, biletul costă 25 de dinari, cam 37 de dolari este biletul dus întors. Noi punem aceste informații ca să afle lumea. Acum, dacă mulți, domne, eu unul prefer să meargă lumea pe jos, pentru că mergând cu mașina electrică nu ascult niciun fel de informații, nu stă mașina lângă ghid. Da? Și atunci, dacă, de exemplu, la întoarcere ați obosit și vreți să reveniți pe cu această mașină, se poate lua bilet, că în baza de bilet, în față de la Tezaur, se poate lua bilet, costă 15 dinari de persoană în aceea mașină. Mașina intră în ea 5 persoane. Mergem mai departe, ajungem la poartă unde ne așezăm la rând, mă dau biletele la fiecare, ne oprim imediat, mă lăsați mereu pe mine în față, pentru că eu știu unde să mă opresc. Da, și atunci mă opresc de obicei și ridic mâna, lumea îmi spune Statuia Libertății. Așa că o să mă vedeți momentul când m-am așezat. Rugămintea mea care l-a dus să fim grup compact. Sunt foarte multe informații. Altfel veți trece prin niște stânci. Eu astăzi vizitez Petra pentru a 690-a oară. De 690 astăzi, grupul numărul 690 cu care intru în Petra. Vă închipuiesc că o știu pe din afară și cu ochii închiși. Așa că, pentru dumneavoastră, fiecare obiectiv să-l explicăm, ca să vă dați seama ce reprezintă fiecare chestie. Apoi, de ce spun așa? Pentru că la întoarcere puteți veni pe jos și drumul de dus este același drumul de întors. Ați înțeles? Deci atunci putem face poze și la dus, dar putem face poze și la întors, pentru că este același traseu. Da, asta e, să spunem, oarecum o mică greșeală, pentru că o doamnă a venit într-o zi, zice, Adel, nu le mai spune la lume să facă poze la întors. La întors nu are chem nimeni să mai facă o poză. Așa că facem și la dus. Nu vine niciun fel de problemă. Avem toată ziua la dispoziție încât să vizităm fără niciun fel de... De aici până la Wadi Rum cât facem? 2 ore. Ah, e ok. Facem 2 ore, da. Deci avem timp. Avem timp de înbelșug încât să vizităm de aici, în centrul de vizitatori cel mai bine. Ori acolo la mesele, acolo care le vedeți, este, dar cel mai bine, nu spun că scump sau ieftin, mai bine cereți meniu și atunci dacă vă convine, luați, dacă nu, nu. Are tot felul de mâncăruri, ok? Aia la carte, nu mai e bufet ăsta, că la bufet nu, e nu, foarte nu, aia la restrâns. La carte. Da, okay, dacă asta e la carte, da. Și atunci vă cereți ce vreți, dar să cereți meniu dinainte să nu fie discuții ulterioare, ok? Bun, așa. Ne vom întâlni cu oameni care sunt cu cai. O să-i vedem în stânga, imediat după ce trecem. O să fim, să fie oamenii cu, să spunem noi, cu cai. Acești cai aparțin comunității locale. Normal, prețul cursei, calul te duce doar 700 de metri, de la intrare până la intrare în canion. N-are voie să intre cu calul în interior, interiorul canionului. Și atunci te duce doar 700 de metri pe cal. Dacă să te urci pe cal, trebuie neapărat, repet, neapărat, să te înțelegi cu proprietarul calului la o mică sumă. 3-4 dinari, cam așa, cursă, un fel de ciubuc, care se da proprietarul carului. Și normal, prețul carului este introdus în bilet. Și atunci, dacă te-ai înțeles și vrei să mergeți cu cal, se poate. Dacă nu, nu. Ei, de obicei, cu calul merg lângă grup, că să asculte lumea. Oamenii aceștia trăiesc în urma acestor cai. În urma, dacă merge lumea cu ei, bine, dacă nu, nu. Nu-i obliga nimeni. Dar eu trebuie să propun, pentru că aștept mă pun pe mine să vorbesc și despre aceste chestii. Ne vom întâlni cu tot felul de oameni care vând tot felul de prostii. Da. O să vină copiii cu cărți poștale, dacă vă pare rău de ei și vreți să luați. Dacă nu, vă rog să ignorăm, că altfel nu scăpăm de ei. Asta i-a și eu pe ei, să deci ignorăm, să ignorăm că pleacă. Dacă i-am ignorat, pleacă. Nu, măcar nu-i băgăm în sau nu și gata, și îi pleacă. Okay? Ne vom întâlni cu unii care vin că au monezi. Monezi năbătiene, monezi romane. Sunt monezi năbătiene și romane din China 2025, nu 24. Făcute de ei, domne, făcute de ei, ștanțate cum sunt și le bagă în hazna. Cu chinezii ouă, nu fac o monedă, dar asta amărâtă. Da, le bagă în hazna să pară că sunt vechituri. Banii dumneavoastră. Atenție, aici sunt de partea dumneavoastră. Acum, acolo voi fi numai de partea lor. Normal, e de față cu ei, dumneavoastră veniți și plecați. Da. Ei au cu ghizi.
pentru că nu știu, ei câștigă foarte mult în urma celor care vin individual. Să fie învățăminte de minte și în acest vlog și pentru cei care vin individual. Țineți cont, tot ce se numește în interior, cam ar pur calitate extrem de proastă. China. China. O să ne întâlnim cu unii care au brățări. Uite așa de mari. O să vă spun că este argint beduin veritabil 100%. Acum vă spun că sunt tinicăle. Acum. Acolo o să vă spun că este argint beduin. Ei nu știu românește, dar își dau seama dacă vreau să cumpărați sau nu. Ei n-au niciodată problema cu turiștii. Pentru ei turiștii sunt sfinți. Ei au cu ghizii. Pentru că știu că noi învățăm lumea. Ok? Ne vom întâlni cu unii care au culiere. O să spun că este din os de cămilă. Ce os de cămilă? Ce cămilă e? Curcubeu, frate? Are osul roșu, galben, albastru, verde. Ce cămilă e aia? Poate a mâncat. Plastic. Ce mâncat? O să ia bricheta, o să pună, să ardă, să zic că este os de cămilă. Vrăjeli. Asta să fie clar. E plastic. Bine? Asta în mare. Încercăm tot posibilul, vă rog din suflet, să fim grup compact. Să înțelegeți și urmă asta acest obiect. Dar nu stăm de vorbă cu ei, n-are niciun sens. Avem posibilități, avem toalete, avem de mers, să spunem noi, destul de mult. Doar că din ceea ce vom vedea acolo, pur și simplu ne se taie respirația. O să ajungem noi până la capăt, până la ultimul obiectiv de Petra. Este o vorbă de un templu, acolo explic absolut tot și vă spun, v-am pupat, eu mă întorc cu microbuzul. Și atunci ne revedem, o să fixăm ora. Noi să luăm o mașină de aia electrică. La întoarcere poate de la Tezau. De 5 persoane, da. Așa. Și atunci la întoarcere ne vedem cu toții aici, o să spun ora. Acum nu știu de ce, pentru că nu știu la ce oră, pentru că nu știu cât durează. Ok. Și atunci fixăm o oră în momentul când am terminat de explicat. Încercăm să plecăm în jur de ora 3-3 jumate, să plecăm din Petra spre Wadi Rum, că să ajungem și noi totuși pe timp de zi. Să prindem apusul în deșert. Să prindem și noi apusul în deșert. General, cam cât durează un tur? Normal că să vizitezi Petra doar până la ultimul obiectiv și înapoi, normal, în jur de 5 ore. În jur de 5 ore, asta maxim. Dar noi vom avea vreo 6 ore. Ați înțeles? Pentru că mergem încet. Nu ne grăbește nimeni. Da, atenție, drumul este o coborâre lină, o oricare la fel lină, adică nu este să spui cobor vai sau urci dealul. Nu. Nu cobor scări, nu cobor absolut nimic și atunci este foarte simplu de vizitat acest sit. E bine? Okay. N-am înțeles? Iala. Bun, eu mă duc să iau biletele, ne revedem în 10 minute. Da. Dacă e să intrați la muzeu, uneori mai cer ei acest bilet, să dovedim că am intrat în vizita la Petra. Acum o să începem să mergem, pentru că pe partea stângă o să vorbim despre cai. Nu e obligat nimeni să ia, dar dacă e, doar dacă eu trebuie să spun că asta este, ce să facem, trebuie să ajutăm și acești oameni. Sunt mulți care ia cai, mai ales când avem grupuri mari. V-am spus, aparțin comunității locale, dacă se merge cu ei, bine, dacă nu, nu este obligatoriu, doar că prețul este introdus în bilet, dar trebuie să neapărat să te înțelegi cu ei la un mic ciubuc. Dacă vrea cineva cal, vrea careva cal? Nu. Nu. De când au fost scoși beduinii care vindeau tot felul de suveniruri și deranjau și turiștii, dar și ghizii, motiv pentru care au fost scoși cu toții aici, nu se va ne întâlnim mai jos, mult mai jos, o să ne întâlnim cu unii din ei. Adică le-a pus o singură zonă, scurtă de tot, unde pot să-și facă activitate. Rest, o să vedem foarte, foarte, foarte puțin din acești beduini. E da? Site UNESCO aici, nu? Da, suntem în obiectiv UNESCO. Thank you. Să v-am cărat ceva. L-am tu her. Cai, dacă vrea cineva? Nu. No. Acum să faceți un focus un pic mai lung, să spun, sau, mă rog, mai aproape. Numai o secundă aici să ne oprim. Ne uităm, uite, acolo, pe vârful cel mai înalt. Acolo, domnul Sorin, uitați-vă, pe vârful cel mai înalt. Se vede un punct alb, îl vedeți? Da. Acolo este mormântul lui Aron, fratele lui Moise. A apărut pomenire despre acest munte în Testamentul Vechi sub denumire de Hor, muntele Hor. Este înmormântat acolo fratele lui Moise, e vorba de Aron. Trecând Moise cu poporul evreu în această zonă, ca să ajungă pe muntele Nebo, acolo a murit fratele lui și a fost îngropat practic fratele lui. Eu am fost la acel munte de 3 ori.
la mormântul lui Aron. Prima dată când a făcut facultatea de ghiz, a doua oară cu un grup de evrei români din Statele Unite și a treia oară pe 25 septembrie 2019, ultima oară. Distanța 12 km de mers pe jos, până în poalele muntului, apoi încep să urci cele 8.000 de trepte ca să ajungi sus. Este groaznic, este extrem de dur, trebuie neapărat să intri în jur de 6 dimineața, te întorci în jur de ora 7 seara. Deci este o distanță foarte mare, după ce este opțional dusul la acest obiectiv. Continuăm. Deci acolo este mormântul lui Aron. Deci nu mergem acum până acolo. Nu, no, n-avem cum. Acum noi spunem că e la noi. Egiptenii spun că e la ei, evreii spun că e la ei. Acum unde e realitatea? Istoria știe cum este cu dus și... Doar Aron știe care e realitatea. Așa au scris ei și în Testamentul Vechi, să știți că este vizitat de evrei, din foarte mulți evrei, având în vedere că pentru ei reprezintă foarte mult Aron, fratele lui Moise, și atunci vin mulți evrei să se duc la acel munte. Își trebuie să nu cerceta, nu? Da. În istorie întotdeauna sunt foarte multe legende. Acum nu pot să le confirm, deci nici să le infirm. Nu putem ști exact asta e sau nu e. Spunem ce ni se spune sau în urmă unor manuscrise care au fost descoperite. Sunt convins că veți avea întrebări. Sunt convins de lucrul ăsta. Dar având în vedere că am primit toate aceste întrebări la atâtea grupuri, așa că am răspuns la toate și știu ce vrea să întrebe lumea. Fiecare întrebare are locul ei de răspuns pe care îl știu eu. Și atunci o să răspund singur. În față avem două grupuri, unul de americani și unul de asiatici. Da, dar foarte puțin. Ăla de americani. Am postat eu acum, de curând, am postat o fotografie pe Facebook. București, Aman, București, Aman, 15 euro. Asta a fost oferta, cum ar veni. Și acum statul a oprit subvențiile? A oprit subvenția pentru că a zis că avioanele vin, ei, statul de ce subvenționa? Pentru că aveau mulți turiști. Da. Și atunci, practic, turiștii vin și lasă bani în țară. Și atunci îi convenea statului. Da, veneau avioanele goale, da. Da. Lumea s-a ferit într-un mod deosebit de greșit. Foarte mare greșeală a făcut lumea. Sunt foarte mulți care au plătit la agenții și nu au mai venit. Agenția îți dă înapoi bani în caz, într-adevăr, este pericol iminent. Dar dacă nu e pericol, nu-ți dă înapoi bani. Da. Deci, că în septembrie trebuia să merg în zbor la Istanbul și trebuia să zbor la Baku, în Azerbaijan. Pormă mergeam în Georgia, pormă în Armenia și din Armenia trebuia să zbor în Moldova. Da. Dar s-au apucat să se bată chiar în seara dinainte să zbor eu. Și da. Am dat seama acum și dacă zbor la Baku, ci e ok, că nu s-a anulat zborul. Pormă nu mai pot să intru în Armenia, clar. Da. Treia sau patra zi. Ala e caz eminent. E război. Dar dacă nu e război, deci la mine nu e nimic. Nu mi-a anulat nimic. N-a anulat. Au zis, nu, mergi în continuare. Da, ok. Da, nu s-a întâmplat nimic. De asta, oamenii au avut... M-am mai dus eu. Știu că agențiile au întors doar costul pe intrări la obiectiv. Atât. Rest l-au oprit pe hoteluri, l-au oprit pe cazări, l-au oprit pe transport, l-au oprit pe ghidaj. Toate că nu s-a făcut. Da. Aici, domn Sorin, mai aproape. Bun, primele obiective care se explică, cele trei cuburi care le vedem în spate. Uite, 1, 2, 3. Le vedeți? Da. Nu s-a știut la început despre ce este vorba și asta din cauza lipsii de manuscrise. Nefiind manuscrise care au dispărut din cauza beduinilor. Manuscrise întotdeauna în care au fost găsite de obicei ori pe piatră, ori pe ceramică, ori eventual pe piele. Iar beduinii n-au știut valoarea acestor manuscrise în timp pentru care le-au spart sau le-au aruncat sau le-au deteriorat. N-au ținut cont de lucrul ăsta. Motiv pentru care au dispărut, să spunem noi, manuscrisele. Motiv pentru care cercetătorii trebuia să presupună ce ar putea fi. Prima dată că au zis că aceste trei cuburi reprezintă satana. În limba arabă se numește gen, care ar putea ataca localitatea, motiv pentru care au pus multe zeități în interior. Au zis cercetătorii, domne, au văzut multe zeități, dumneavoastră, o fi satana. A picat această variantă și au zis că este vorba de zei.
De ce? Zeii la Nabatie nu ca la greci, roman, bărbați, musculoși, cu păr, nu, cu trup. Dar ei doar un bloc de piatră. O să vedeți acest lucru cum arată zeitățile la Nabatieni. Doar un bloc de piatră. Așa, dom'le, ar putea fi zei. A picat și această variantă deoarece, deoarece sub fiecare cub a apărut câte o grotă. Acesta are aici, celălalt are acolo și ultimul are în partea cealaltă. Atenție! O informație despre care sper să nu fiu întrebat până la terminarea excursiei. Tot ce vedem săpat în stâncă, toate găurile care le vedem săpat în stâncă, o să vedem sute din aceste găuri, sunt morminte sau folosite pentru înmormântări. Sub nici o formă nabatienii nu au folosit ce au săpat în stâncă în timpul vieții. Tot ce au folosit în timpul vieții, fie casa, fie vila, fie magazin, fie judecătorie, fie biserică, fie templu, tot a fost construit piatră peste piatră. Niciodată n-au folosit ce au săpat în stâncă în timpul vieții. Au zis cercetătorii, bine, morminte, dar de ce nu sunt la fel ca celălalt? O să vedem mii din aceste morminte în interior. Foarte târziu a venit lămurirea și spune practic aceste trei cuburi sunt locuri de execuții și morminte pentru oamenii răi. Oamenii care furau, care tâlhăreau, care omorau, erau răstigniți deasupra, mâncați de ciori până mureau. Apoi îi băgau în aceste gropi comune. Da? De ce l-au pus aici? E singurul drum de intrare și ieșire, să fie învățare de minte. Să fie învățare de minte pentru cei care circulă, dar în caz de fac, iau-te pe unde ajung. Da? Cum a fost pe vremea lui Vlad Țepeș. Știți? Care făcea probleme, îl punea în țapă în mijlocul drumului, să fie învățare de minte pentru toată lumea. Da. Acum avem nevoie de foarte mult Vlad Țepeș în această perioadă, ca să punem și noi această lume pe cale cea dreaptă. Gata, morminte și locuri de execuție pentru oamenii răi. Foarte rapid, într-o zi am fost cu un grup de ardeleni și aia mai rapid erau unguri, erau în mașină și eu vorbesc rapid, foarte rapid vorbesc, foarte cursiv. Și la un moment dat o doamnă ridică mâna, zic, cine știe, vreau să-mi pună vreo întrebare. Da, doamnă, zice, vreți să vorbiți puțin mai rar să înțelegem și noi? Să vorbesc mai rar, bine! Doamnă, dacă sunt oltean, cum să vorbesc mai rar? Da. Mi-ai spus. Baho. Deci astea toate sunt morminte, așa-i? Nu mai morminte. Da. Ne uităm, uitați-vă, o să vedem acest semn peste tot, uite acolo. Semnele, acele trepte, le vedeți? Da. Da. Alea reprezintă din semnele morții la nabatieni. La morminte se pun aceste semne. Văzut, da, da. Și se numesc în limba arăt, dacă denumirea acestor semne este pașiciorii. Pașiciorii. Da, cioară, da? Pașiciorii. Sufletul este jos la pământ și pleacă spre infinit. Da? Deci acolo e mormânt. Acum în stânga, uitați-vă acolo, se mai văd niște trepte, vedeți? Da. Uite acolo în stânga, se vede? Da. Uite da. Cam așa drept în față. Acolo e un mormânt care a fost început, dar a murit proprietarul lui înainte să fie terminat. De obicei își făceau mormintele în timpul vieții. Din acest motiv nimeni nu a făcut altul în locul lui, vedeți? Deci a rămas locul cum ar veni stabilit acolo. Ala și l-a ocupat și l-a plătit. Ok. A apărut și acest mormânt care îl vedem acolo. Nu s-a știut al cui e până când a apărut un manuscris. Unde? Uite acolo, pe stâncă. Ia uite. Îl vedeți? Da. Se vede? Este format din 5 rânduri. Primele 3 sunt din limba greacă, ultimele 2 sunt din limba aramaică. Limba aramaică este limba vorbită de Domnul nostru Iisus Hristos. Nabatienii erau nații care vorbeau toate limbile posibile, pentru că aveau afaceri cu toată lumea.
Da, da, și atunci aveau afaceri, comerț cu toată lumea și atunci trebuie să vorbească toate limbile. Motiv pentru care primele 300 din limba greacă, ultimele 200 din limba aramaică și spune în următorul fel. Eu, Abdmancu, am făcut acest mormânt pentru mine și pentru familia mea, acolo. Acest Abdmancu se pare că a fost un om bogat, care și-a permis să facă ceva deosebit. Că în zilele noastre, care are bani și face cavou din sticlă, din marmură, cum își permite. Le era această arta. Îl numim noi mormântul obeliscurilor, din cauza celor patru stâlpi care vedem că se ridică acolo. Fiecare, astea de, sunt de semnele morții la egipteni. Năbătienii erau nații care împrumuta și de la celelalte civilizații din arta lor și atunci formau. Patru stâlpi, patru morți. Între stâlpi din mijloc avem o statuie. Se pare că această statuie a fost acelui care a fost acel Abdmancu. În camera de sus, deci 4 cu 1, 5. Patru stâlpi cu statuie din mijloc, 5. În camera de sus au fost descoperite 5 încăperi. În fiecare încăpere câte un coșuc din stânca. Se pare că ar fi fost acest Abdmancu, soție, cei 3 copii îngropați în camera de sus. Camera din mijloc jos era pentru a ține rugăciuni sau slujbe de sufletele celor care sunt îngropați sus. Camera din dreapta era pentru ofrande, iar camera din stânga nu știm pentru ce a fost folosită. Noi ghizii o numim mormântul șerpilor. Și asta din cauza că pe unul din siduri sunt sculptați doi șerpi. Se pare că ar fi fost doar pentru îngrijitorii mormântului. Nu pomenește nimic în manuscris despre ea. Țineți cont. Nu exista un mormânt deschis. Toate mormintele au fost închise și atunci aceste morminte au fost deschise de către beduinii noștri. Năbătienii erau o nație care îngropa morții cu bogăție. Depinde cum a trăit pe pământ. Sărac puneau puțin, bogat puneau mult. Pentru ei, viața de apoi era mai importantă decât această viață. Și atunci, acest motiv trebuie să le pună de toate. Tot ce vedem morminte sunt deschise de către beduinii noștri care s-au infiltrat după ce au plecat năbătienii din această zonă. O să vedem mii din aceste morminte deschise de către beduini. Încă sunt zeci de mii de morminte nedescoperite. Statul iordanian știe fiecare mormânt unde-i. Și știi fiecare mormânt ce are, doar că sunt pe această stânci încă nedescoperită, nu se vede absolut nimic. În schimb, statul iordanian descoperă. Cum descoperau beduinii? Bat în stâncă sau de gol, în spate. Și atunci deschideau și furau. Aici se vede că e mormânt, dar pe această stânci încă mai sunt sute de morminte nedescoperite. Ok, mormântul lui Abdman. Pentru că mortul s-a îngropat și cu aur. Cu aur? Da, păi îi băgau foarte mult aur, puneau. Beduinii noștri au greșit foarte mult. În momentul când au găsit acest monez, au fost descoperite, uite, așa, monez de aur, făcute de nabateni, aur pur, au fost vândute la, să spunem noi, la colecționari. La topitorie. Da, nu la colecționari, e vorba de aur, aici e vorba de istorie. Au fost vândute, uite, monede așa de aur la 5 dinari. Deci la 5 dinari a fost vândută monedă de aur, n-au știut că e aur. De unde avea aur? Îl produceau. Aveau, da. Și făceau comerț tot timpul. Comerț tot timpul și atunci dădeau aur sau luau marfa și când vindeau marfa, primeau tot aur. Aurul era moneda. Era moneda, da. Uite, statuia din mijloc și cei patru stâlpi. Cele patru obeliscuri. Uneltele acolo. Salam aleikum. Aici sunt toalete ecologice. Mai avem și jos, din fața la tezaur, avem și mai jos, deci sunt multe. Venim aici. Ce să fie? Piatră? Asta e gresie. Gresie, da. Poate fi lucrată. Nu e cum e calcărul. Aici, vă rog. Nu este cu calcărul, s-ar fi tocat, s-ar fi ales praful de tot. Dar e, gresie este mai dură decât calcărul și atunci a rezistat și a putut fi și lucrat. Ok. Desigur, evenimentele normale, cum are ploi, zăpezi, să spunem noi, nisip și așa mai departe, vânt și atunci bate. S-a tocat mult din ea, s-a tocat foarte mult de ea. Bun. Aici avem de explicat două obiective. Este vorba de canionul prin care vom intra, uite, unde se duc acești oameni și este vorba de tunelul care îl vedeți acolo. Da, uite aici, în partea dreaptă, tunelul. Ok? Vorbim prima dată câteva cuvinte despre acest canion. Acest canion este format natural. Atunci oamenii buni, când a căzut Marea Moartă, când s-au format continentele, a fost un cutremur extrem de puternic, în urma căruia a crăpat stânca, s-a format acest canion. Au venit năbătienii noștri din zona Arabiei Saudite, cum ar veni, au intrat în capătul acestui tunel, acestui canion, au găsit o suprafață mare, unde și-au făcut localitatea, capitala. Și atunci, acum,
apele din ploi, din zăpezi care veneau de pe acești munți, veneau și înăvălau peste ei, distrugeau apele, tot ce au făcut. Trebuia să facă în așa fel încât să scape de această problemă. Motiv pentru care au săpat acest tunel. Acel tunel care vedem acolo este săpat la mână. Lungime de aproximativ 3 km. Săpat la mână. Vin apele, colectează apele prin acest tunel să nu intre peste ei și apa o ia pe acel, prin acel tunel. Apa în această zonă a lumii, când vine, e sfântă, dacă a venit sedus, e dusă, trebuie să facă în așa fel încât să țină de ape. Motiv pentru care prima dată au format 3 decantoare, supraplin. Vine apa, se decantează, merge mai departe, se decantează, apoi se mai decantează încă o dată. Apoi intră în rezervoare. 3 rezervoare, mai mare, mai mic, mai mic. Rubinete. Știți cum au avut rubinetele? Nu va bine a crede. Din piatră, din granit, învelită, cam așa să spunem noi, ca stil tub, așa, conică și învelită în piele. Și un șurubau, cum ar veni în gaură de unde să se scurgă apa. Cum se termina apa și aveau ei rezervoare în interior, dădeau drumul la apă la rezervor de aici, atunci rămâneau mereu cu apa. Acest tunel le-a dat viață. Tot acest tunel le-a exterminat împărăția. Aici împăratul Traian l-a tăiat apa și n-a mai ajuns la ei și atunci au picat și au căzut în mâinile romanilor. Din acest tunel am aflat cum se numește localitatea. Toată lumea o știe de Petra. Petra vine de la Piatra, orașul făcut în stâncă, a fost denumită de către greci. Grecii au denumit-o Petra. În interior o placă mare pe care scrie: noi năbătieni am făcut acest tunel pentru a proteja orașul nostru sfânt Arrechem de ape. În limba arabă noi spunem Arrechem, dar denumirea originală a acestei localități este Arrechem. Din interior am aflat acest lucru, din acest tunel. Revenim la canion. Lungimea lui este de 900 de metri. Lățimea este între 3 și 12 metri. Unde a fost mai îngust, ei l-au tăiat, l-au mărit un pic ca să poată să intre mai ușor. Înălțimea acestor stânci ajunge maxim până la 180 de metri. Acești munți care vedem, acest lanț de munți care se întinde până la Acaba, se numesc munții Ashara. Așa se numesc. Cuvântul Ashara, limba arabă, înseamnă munții cu pădure deasă. Unde e pădurea? A dispărut cu desăvârșire din cauza de frișărilor care au avut loc în această zonă a lumii. Ferească bunul Dumnezeu și România să ajungă așa. Deci să ferească bunul Dumnezeu și România să ajungă în acest fel. Nemai fiind pădure, apele, zăpezele care au venit au luat pământul, care l-au dus în interior, în Petra. Din acest motiv a tasat statul iordanian acolo, a tasat ca să putem circula. O să vedeți unde ajungem, o să vă spun că aici trebuie săpat la decime de 25 de metri să dai de pavajul original pus de năbatieni. Da? Și atunci a fost lăsat acolo. De la izvorul lui Moise, am fost aseară la izvorul lui Moise, au adus o conductă din ceramică, o să o vedem, uite așa, ceramică purifică apa, da? Și atunci au venit cu o conductă din ceramică de aproximativ 7 km de la izvorul lui Moise și au pus conducta apei de băut pe partea dreaptă, o să o vedem. Pe partea stângă, apele care vin de pe această stânci să nu se ducă de râpă, au format un canal. Apa dacă vine, vin și roaie și cade în canal și sare. Deștepți, au tăiat stânca în acest fel. Vine apă, se prelinge practic pe acest și intră în canal. Apa vine cu mizerii, cu pietre, cu nisip, cu una, cu alta, au format decantoare. Vine apă, se decantează, merge mai departe, se decantează, merge mai departe, se decantează, la un moment dat ajunge la ei curat. Au descoperit cercetătorii ceva fantastic, oamenii. Orice casă sau vila nabatianului avea o conductă pentru apă de băut, mai mică așa, una mai mare pentru apă de irigație și de spălat, aveau și canalizare. Ce tare! Orice casă a avut canalizare. Țineți cont, peste 70% din suprafața Iordaniei n-are canalizare. Nabatienii acum 2200-2300 de ani au avut canalizare. Extrem de deștepți pentru aceea perioadă. Acum o să mergem să intrăm în canion. Pe partea dreaptă acolo este un magazin de la care, dacă totuși doriți să vă luați ceva, se merită. Deci acum vorbesc pentru că ei nu înțeleg ce vorbesc. Și atunci de aici se merită. Ce ia lumea de pe așa, Smirna, tămâie sau eventual cele două parfumuri arabești. Ați auzit de Moscou și Ambra? Ați auzit de ele? Da. Acum o să mergem, merusim, ne parfumăm gratuit și apoi intrăm. Dacă vreți, la întoarcere. De preferat. Și dacă nu ne parfumăm, pățim ceva, nu pățim, nu? Adică e ok dacă ne parfumăm. Da, sigur. Da, și atunci, acele parfumuri sunt cam scumpe la asta, la modul cel mai simplu. Dar smirnă și tămâie pe care au ei, nu are nimeni. El este singur importator. Și atunci o să ne parfumăm, o să luăm aceste parfumuri din alte părți mult mai ieftine. Aici, de exemplu, mi se pare că o vând de la 10 dolari. Dar stăm iară să ne țigănim cu ei, iară nu, să... Nu, mai bine decât să ne parfumăm și plecăm. Hai! Eu trebuie să fac asta. Ok, dar eu nu trebuie să fac, adică eu pot să trec peste. E
Radio? Da, tunelul. السلام عليكم. كيف يا محترم؟ هات يا رامي حبيبي هالعدة. Maybe when we come back. Ăsta canionul satul l-am văzut prin și pe YouTube și prin filme. N-ai vizitat până acum? Nu, nu. Ah, n-ai vizitat? Nu, nu, am fost doar la Acaba eu, ți-am zis. Am fost la pescuit, m-a luat cu mașina la aeroport de la Aman și m-am dus până la Acaba. Da, am crezut că ai mai vizitat Petra. Nu, n-am mai vizitat. Ok, canalul apei de băut era pus în dreapta, aici a dispărut din cauza beduinilor, mai jos o să-l vedem și noi pe partea dreaptă. Canalul apei de irigație care vedem s-au dispărat pe partea stângă și se vede cum au tăiat ei stânca. Vom vedea pe toată lungimea acestui canion. Avem niște pietre agățate acolo în stângă și în dreapta, le vedeți? Sunt resturile Arcului de Triumf care a fost făcut în 106 după nașterea Hristos, când a venit împăratul Traian și a cucerit localitatea. Și atunci romanii sunt interesați de acest Arc de Triumf pe sub care trecea cuceritorul. A picat în 1927 după ultimul cutremur care a lovit în Iordania. Băieții care vedeți reprezintă armata nabatiană. Deci armata nabatiană. De aici încolo vom intra în foarte multă distanță prin umbra. Dar nu ne atacă, nu putem să trecem. Nu, nu. Sunt de treabă. Puteți să faceți și fotografii cu ei dacă vreți. Să facă ceva. Că l-am tu pe care. Poate vor să facă ei, că toată lumea vrea să facă. Gurubi hajmuru, omă, fără harbată, de gurt, la, ia, mă, vorbă să fășa în sora. Da, tăi cu l-am fie. Că l-am tu pe care. A, dacă vreți să faceți poze cu ei. Bine că au rămas în afară de astăzi, mai sunt doar 3 zile din postul Ramadan. Deci mâine nu voi ține post, că voi avea de călătorit, în schimb poi mâine și răspoi mâine, adică luni și marți voi ține post. De miercuri gata, e sărbătoare. Ramadan Bayram se numește, nu? Exact. Și noi folosim cuvântul ăsta Bayram pentru petrecere românește, da. Știi? Deci Bayram, ca Bayram, așa se spune asta de limba turcească, da? Bayram. La noi se numește Aid. Aid? Aid. Da, înseamnă pe... Înseamnă deci doar turcii folosesc termenul ăsta de Bayram. Da, da, da. Foarte interesant pe aici. În canyon. Da, ia uite. Vine apă, se prelinge în canal. Mai jos o să vedem decantoarele. Să vedem. Astea se poate de oameni, nu? Da, da. De nabatienii făcuți. De nabatieni. Da, da. În ce an au trăit nabatienii? Secolul 4 înainte nașterii Hristos, până în secolul, să spunem, secolul 4 după nașterii Hristos. Deci ia cu 2000... În secolul 4, 2500 de ani, cam așa, nu? A? Acu 2500 de ani. Cam așa. Deci oamenii acu 2500 de ani aveau canalizare, aveau apă curentă și noi în România mai avem WC-ul în curte, la, nu știu, 46 din gospodării și ei aveau cu 2500 de ani canalizare și apă curentă. Deci, atenție, nabatienii, deci fiind beduini, da? Și atunci erau cu corturi. Romanii ce erau? Și grecii. Erau oameni stabili, adică aveau construcții. În Europa, condițiile de apă sunt super bune, multă apă în Europa. Aici apa este puțină. Motiv pentru care romanii au împrumutat de la nabatieni sistemul de apă. De ținere de apa. Iar nabatienii au luat de la roman construcția. Ați înțeles? Adică a fost un schimb cultural. Un schimb cultural, exact. Impresionant. Și parcă l-a făcut Dumnezeu intenționat, să spunem noi, în curbe. Este imposibil, o să vedeți, merge curba așa, curba așa, curba așa, nu știi ce te așteaptă de pe colț, păduri foarte deasă sus, este imposibil să-i poți ataca, canionul fiind îngust, câți militari o să intre, nu știi ce e înăuntru, ați înțeles? În acest motiv nu putea fi cucerită localitatea. Aici de sus puteau trage cu săgeți? De sus iară se putea trage cu săgeți, nu știi ce te așteaptă. Sau cu pietre? Da. Sau dădeau cu pietre.
pune-l pe 1, că e 0.5 acum. Așa. Domnul Sorin, sper că faceți și montaj, nu? Faceți și montaj la vloguri? Nu. Serios? Direct. Eu mai spun prostii, frate. Foarte bine, asta e, de-aia se uite lumea la mine la vloguri, că nu tai nimica. Sorin, apreciază. Eu de-aia mă apreciază oamenii, că nu tai, știi? Da. Sunt mulți care atâta laudă... taie, de nu mai rămâne nimica, știi? Da, da, da. Ce te laudă Camelia. Da. Da. La mine totul e natural. Nu tai nimica, nu... Să stai tot timpul aproape, da? Că iar înțep. Să... Am văzut atât că și tu, după ce ai primit mesajul ăsta, ești mai drăguț cu noi. Deci eu acum am fost ieri. Glumește ceva, glumește. Glumește, glumește. Nu, atenție, deci astăzi eu vizitez Petra pentru a 690-a oară, da? Dar unde le numeri? Unde le ții socoteala? Știți cum le țin socoteala? Am, în fața la tezaurul acolo se face o fotografie de grup. Eu am 689 de fotografii. Azi nu face fotografie. Astăzi nu face fotografie, dar țin minte, gata, 690. Okay. Deci am oprit aici. După cum vedem, stânca nu e completă. Sunt aceste spărturi, vom vedea și alte în față. Ca să nu intri dușmanii și să nu năvălească apă peste ei, au ridicat ei baraje până sus, să țină de ape și să nu poată intra dușmanii. Au picat aceste baraje din cauza neîngrijirii beduinilor, motiv pentru care au fost ridicate de statul iordanian. Se vede și acesta și acolo este refăcut, practic. Statul iordanian, după acel baraj care îl vedem în stânga, chiar au săpat și că au scos nisipul de acolo să încape cât mai multă apă din ploi. Aici, mai bun, când vin la noi, apele sau ploile nu vin încet încât să le absorbe pământul. Pur și simplu se rupe cerul. Curge cu gălata. Se face un torent de ajunge uneori la 2 metri înălțime. Pericol. De obicei, când sunt ploi torențiale, este închisă Petra. Pericol mare pentru oameni. Vin și cu pietre aceste ploi. În acest motiv este închisă Petra. Deci statul iordanean a pus și un robinet acolo. Îl vedeți? Se vede perfect. Un robinet acolo, în momentul când vin ploi, dau drumul la robinet, se scurge apa cât un pic, cât un pic, să nu năvărească apa peste oameni. Să știți că robinetul este chinezesc, nu este nabatian. Asta că să știți. Bine? Da. Și că Dumnezeu a făcut lumea, restul chinezii. S-au ocupat ei de tot toate. Tot ce vezi altceva decât lumea, ești de la chinezi. Aici vedeți, uite, Sorin, dunga asta, dacă vrei să spun ceva despre ea. Nu. Deci ăsta a fost cândva fondul mării și s-au ridicat. De unde știi tu că a fost fundul mării? Pentru că ăsta e un nisip întărit, o gresie. Păi uite, și aici a fost fundul mării, și aici a fost fundul mării, și aici a fost fundul mării, și a fost... Tot ce vedeți, tot nisipul ăsta, a fost fundul mării și s-a ridicat prin întrețire, dar când era încă nisipul moale și pe urmă s-au întărit. Asta? Dunga asta? Da, asta a fost orizontală, ea. Și s-a... S-a mișcat fundul mării. Dovada că acest canion este... Bine, acum mult timp, să spunem noi, s-a tocat stânca. Dacă ne uităm, aici este ieșita, aici e gaura. Acolo este ieșita, acolo e gaura. A dat dovada... Știți că la început, când s-a întâmplat acel cutremur, dacă îl închideai, se închidea ermetic la loc. Dar cu timpul s-a tocat, desigur, stânca și s-a format. Dar se vede perfect unde este ieșita, în partea cealaltă este gaura stânca. Și acolo la fel, ia uitați, vedeți? Da, ca fermoară. Da, da. Deci asta, eu când am început serviciul ca și ghid din anii 2012, practic aici era nisip, pietriș și erau și trăsuri. Vă închipuiți ce se forma când treceau trăsurile. Nu, trebuie să te oprești, că te s-o faci. Plin de păr, de asta, de praf, în nas, în ochi, peste tot. Bălegar de cază. Bălegar. Nu erau cai, să spunem noi, să aibă loc unde să țină de bălegar. Și atunci se scurgea, se formeau muște. Ceva uribil, uribil. Ne uităm în stânga, avem un decantor acolo, domnul Sorin, uite acolo. În stânga avem primul decantor, ia uite-l. Se decanta apa. Se decanta apa. Mai jos vom vedea și altele. Da, uite că este apă aici. Da, pentru că de la e ultimele plin. Ploi. Îți dai seama, mă, ce șmecheri au făcut nabatienii ăștia. În de plin deșert aici s-a adunat apă, uite. S-a decantat. Îți dai seama, Ștefane? Probabil că este... Dar nu e foarte adânc. Oamenii ăștia aveau canalizare și apă curentă cu 2500 de ani și noi ne avem în România acum. În 40% din gospodării fac, da. Au WC în curte sau... Trebuie să înțelegem că gresia asta este nisip solidificat. Deci a fost cândva un fund care de gresie? Mare. Asta, tot ce vezi e gresie.
Și a fost cumva un fund de mare, prin mișcări tectonice s-a ridicat, s-au făcut munții ăștia de nisip care era încă moale. Și pe urmă s-au întărit, s-au solidificat. Asta e format din... Și Gresia asta este un nisip solidificat în timp, care în prezența apei a fost moale și pe urmă după ce apa a dispărut și el s-a ridicat din... s-au format munții ăștia, s-au întărit. De asta dungile astea negre pe care le vedeți... Dobice, sunt oxidate de la minerale. Sunt diferite depuneri în milioane și milioane de ani. Da. Deci am oprit aici. Avem mai multe de explicat. Avem o statuie acolo, vedeți? Uite, da. Acolo este marele zeu al năbatierilor. V-am spus că este doar un bloc de piatră, uite acolo, se vede? Da. Este marele zeu al năbatierilor, care l-au slujit în Arabia Saudită, de unde au venit cu el sub denumire de Hubal. 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 Să știți că a apărut pomenire despre el în Coran, da? Despre Hubal. Și atunci el a venit, având în vedere că au venit în această zonă și acești munți i-au protejat de dușman. Munții se numesc munții Ashara. Au schimbat denumirea lui din Hubal în Dushara. Înseamnă stăpânul munților Ashara. Ați înțeles? El a venit căsătorit cu acea ziță cu care era căsătorit în Arabia Saudită. Oameni buni, noi vă spunem aceste informații pentru că noi credem într-un singur Dumnezeu, doar că aceste lucruri au existat și vi le spunem. Și atunci, căsătorit cu acea ziță care o chema ziița al-Uzza. Prin căsătorie celor doi, în momentul când au început ei să facă aceste caravane, au avut nevoie de zeu sau ziță care să protejeze caravanele. S-a născut o ziță care se numește ziița al-Lat și este ziița protectoare a caravanelor. În Petra au fost descoperite doar 3 temple. A dat dovadă că au avut doar 3 zei. Aveau semizei, o să vă arăt. Doar cei 3 zei. Templul mare este templul marelui zeu, o să ajungem la el. Templul leilor în aripați, așa l-am numit noi, deoarece fiecare statuie, fiecare coloană avea câte o statuie, unui leu cu aripi, era templul zeiții al-Uzza. Și ultimul templu l-au numit beduinii Qasr al-Bint. Cele două cuvinte, Qasr al-Bint înseamnă palatul fetei. S-a crezut că acel templu ar fi fost făcut de un rege nabatear pentru fata lui faraon cu care era căsătorit. Până la urmă s-a găsit altarul, s-a găsit și statuia ziiții al lat, ziița protectoare a caravanelor. Da? Din cauza acestui templu, Petra a intrat în UNESCO. Singura clădire care a rămas în picioare, originală, au construit într-un mod deosebit, va fi ultimul obiectiv pe care o să-l vizităm. Cum au construit? Câteva rânduri de piatră, apoi un rând de lemn de măslin. Lemnul de măslin are ulei în el, da? Și atunci, momentul când au venit de nou, tot așa, până sus, lemnele de măslin. Și atunci, momentul când au venit cu tremurile, ori a alunecat, ori a balansat și a ținut această clădire în picioare. Dacă nu rămânea această clădire în picioare, Petra n-ar fi intrat niciodată în UNESCO, da? O să o vedem și noi. Originara are 2300 de ani, aceea clădire. Aici avem pavajul original pus de nabatieni. De nou, menționez faptul că în Iordania nu există granit. Și atunci acest pavaj a fost importat tocmai din Egipt, granitul aceea. Acum aici avem canalul apei de băut. Aici când au fost descoperite mereu cumori, mereu au fost găsite în ulcioare de ceramică. Conductă fiind din ceramică, beduinii au crezut că este plină de aur, motiv pentru care au spart-o. Și se vede perfect că din ceramică mai sunt bucăți din ea. Se vede? Eu da. Aici. Se vede perfect că mai sunt bucăți din ceramică de la această conductă. Gata, terminarăm aici. Și era și acoperită, uite. Da, da, era acoperită, da. Știți cum erau conductele? Uite bucăți atât, mufate între ele. Ca niște țevi. Acum 2500 de ani, voi vă dați seama. Mufate între ele, dacă se sparge, dacă le pui o singură bucată, și atunci dacă se sparge una, ce faci? Și atunci au avut și piese de schimb, frate. Bine că nu au avut și acum 2500 de ani. Asta de granit era necesar pentru că nisipul Gresia asta e foarte moale, nu ar fi putut rezista la căruțe, da. La roțile căruțelor și copitele. Le toac, sigur. Și atunci au adus Gresia asta de pavaj, granitul ăsta de pavaj din Egipt, pentru că el rezistă la forțe, la forță mecanică, la acțiune mecanică. Observăm, desigur, curățenia. Ia, da, ne faci nouă poză aici, Ștefan, aici. Ne observați curățenia, oameni buni? Curățenia, fiindcă este o firmă specializată care, practic, se ocupă de curățenie în acest canion. Se vadă canionul în spate. Pe orizontal, vreți? Și. Importantul să apar eu. Adel să fie. Gata?
Sunt trimis din ele, te rog, da? Da, da, normal. Păi le vezi, auzi, vă stăm, stă Sorin Lincu și... Păi oricum se uite la mine pe canal. Nu, nu, nu. Îi trimit poze. Între pe Sorin Constantinescu și vezi... Păi a trimis fata aia, a trimis link. A trimis, băi, imediat lumea, imediat mă caută lumea. Și uite, bă, când apar la televizor România, tot, băi, ești la televizor, Adela nostru. Olteanul nostru. Da, iată-mă, Adela nostru la televizor. Uite-te un pic asta, dunga asta, o vezi? Ea da. Era perfect orizontală. Da, pentru că s-a mișcat muntele și s-a, nisipul. S-a, da, s-a deformat. S-a mișcat și s-a întărit așa, da, știi? Da, da, da. S-a solidificat. Deci mașinile astea sunt cu bilet, nu sunt cu negociabil. De exemplu, la cai, la bagar, la camire, la asta, este negociabil. Aici 15 lire. Aici 15 dinari. Dinari. Urcat sau eventual coborât și urcat 25 de dinari. A, dus întors. Da. Dar e păcat să mergi cu mașina la dus, să nu vezi... Nu merge, da, e păcat. Da, acum, asta am vrut să opresc. Da, ia uitați-vă aici, acest bloc de piatră s-a desprins din locul lui. Dacă era să cadă, făcea năravagii, spergea tot. Și plus faptul că trebuie să vii cu camioane, cu bicamere, cu una, cu alta, să-l spargi și să-l scoți. Motiv pentru care statul iordanean a dus o firmă specializată, care l-a încurat, după cum vedem și noi, cu zidul din spate. Chiar acolo au stat sus, au format un tunel, treceam noi cât lucrau și cădeau pietre, dar nu ajungeau la oameni, pentru că era acoperit tunelul și noi mergeam în vizite, da? Deci de aici, cam de aici, până cam vreo încă 50 de metri în față era tunelul, să nu cumva să cadă pietre pe oameni. Și atunci l-au fixat să nu cumva să cadă acest bloc de piatră. Când trecem sub el, vorbim în șoaptă, să nu cadă. Să nu vibreze. Nu vorbim deloc. Da, da, să nu vorbim deloc, aveți grijă. O glumesc, domne, cum să cadă? Încă ceva o să vedem la cablu cel mai de jos, da. Cum a intrat în gresie, pentru că este foarte moale. Da. Mi se pare că e piatră, dar ea este foarte ușor de lucrat și de tăiat, da. Alta. De asta au putut să facă toate... Uite ce roșu e aici. De la fier. Da, de la concert. Roșiatic. Acum mai jos o să vedem culorile. O să vedem culorile pe stâncă. Cum se pare, crezi? Îți dai seama ce civilizație acum 2500 de ani. Aici unde e roșu, zici că e Grand Canyon. La câte aveau oamenii ăștia, nu mă merg să fie avut și televizor. Internet. Firul internet, cablu. În felul lor, probabil că aveau mijloacele lor. N-aveau nevoie. Uite, toată stânca asta ce ne-a spus, toată e făcută într-un anumit unghi, ca să capteze apa. Deci, săpată. Acolo ce e Adel în dreapta? Acum o să explic. Asta e apa și original. Da. A dispărut, desigur, în foarte multe locuri din cauza neîngrijirii beduinilor, dar a rămas porțiuni și să știți că pe harta Petrii apar aceste porțiuni. De exemplu, aceste mașini electrice, când mergi cu ele, când se ajunge pe acest pavaj, te zguduie într-una. Dar nu le poți scoate, nu poți să scoată pavajul și să cimenteze, deoarece apar pe harta Petrii. Cei de la UNESCO știu de fiecare petricică care e aici, ați pus-o. Ok, avem o statuie acolo, o vedeți? M-a întrebat domnul Sorin despre ea. Este vorba de statuia Marului Zeu al Romanilor. Este vorba de Jupiter, nu că o ia pe acolo. Este vorba de Jupiter sau eventual Zeus, da? Obligatorul romane când au venit, trebuia să vină și cu zeii lor. Motiv pentru care au montat acolo, au pus acolo statuia Marului Zeu al lor, Jupiter. Și atunci beduinii au crezut că e pusă pe aur. Motiv pentru care au spart-o, după cum vedem și noi. S-au găsit fraiere să stai aici. Asta e Garcia. Pe unde se duce strica? Ok. Aici avem din nou pavajul original pus de nabatieni. Atenție! În urma unui manuscris care a apărut, spunea că momentul când plecau ei în caravane, ei plecau pentru mult timp. Ei plecau pentru foarte mult timp. Stăteau 6 luni, 7 luni, un an jumate, plecau în India, în China, apoi în Europa să vândă mărful. În acest timp ei făceau tot felul de prostii. Umblau cu femei, se îmbătau, făceau tot felul de prostii. N-aveau dreptul să intre în localitate numai dacă erau purificați din două puncte de vedere. Trupește și sufletește.
purificarea trupească începea de aici. Sus au un bazin, aici formau o cascadă, de dau drumul la apa, intrau, se spălau trupește, se îmbrăcau în haine noi sau eventual haine curate. Mergeau mai departe. La jumătatea acestui canion, la aproximativ 450 de metri, ați văzut unde merg musulmanii în Arabia Saudită la pelerinaj? La acel cub negru, da? Caba care se numește. Și atunci... Întorc aici și cei care ia de unde a venit. Da. Și atunci, și atunci au format un cub, ei fiindcă sunt veniți de acolo, ei nu intrau în Mecca, aveau statuire lângă aceea Caba, dădeau de 7 ori ocolul la acel cub și la acele statui și intrau în Mecca. Și asta era pentru ei purificarea sufletească. Au format un cub aproape la fel, o să mergem la el acum. Au pus cei doi zei mari ai lor, Dușara și soția lui Al-Uzza, dădeau de 7 ori ocolul la acel cub și la acele statui și intrau în Petra. Asta pentru ei era purificarea sufletească. Numai când vroiau să plece în caravane, dădeau de 7 ori ocolul invers și ieșeau din localitate, ca să fie protejați de către zei. Mergem acum la Marele Zeu și la acel cub. S-au găsit fraierii aici să întoarcă mașina. Da. Jandarmeria, așa ești la noi. Deci, nu poți să ceri... Dacă mergeau la școală, nu erau jandarmi. Deci, întotdeauna prezența lor, încă o dată repet, prezența lor este foarte binevenită. Da, noi... dar trebuie să nu clansonezi. Când s-au despărțit, au clansonat. Adică stai și clansonezi aici în turist, să faci cu mâna, da, când sunt turiști și vorbesc. Adică câtă minte să ai? Puțină? Minte sau deloc? Deloc. Ok. Fara ei... Acum ne-am fi întâlnit cu cel puțin 100 de vânzători de suveniruri. Momentan interzis să intre unul. Știți ce era aici în dreapta și în stânga? N-aveai loc să treci. De tărabe. De tărabe și trebuie să oprești la toate și să explici despre toate prostiile pe care le au. Că și ghid. Da. Alt decantor cu stânga. Nici nu mai puteai să vezi obiectivul. Da, la un moment dat mi s-a făcut atât de tare scârbă încât momentul când ajung în Petra și mă jau jos din autocar, mi se pune un nod aici. De scârba care se întâmpla, că nu am timp să vă explic turiștilor despre obiective cât am de explicat despre prostirile lor. Te ceri cu ei dacă nu, eu ca și ghid, dacă nu explici. Înseamnă că tu nu vrei că să cumpere lumea. Da. Îi te presează pe tine să... Da, să forțezi lumea. Da. Și să îndemni turistul să cumpere de la ei. Ce era aici, frate? Și până la urmă știți care e problema? Ei rămân cu banii și în fața turiștilor rămân eu. Da? Și atunci, în momentul când descoperă omul că ce a luat el este o prostie, la îndemnarea mea, e câștigă și pierzi imaginea. Pierde eu imaginea, nu. Nu mai au oameni încredere în tine. După ce a greșit omul, este treaba lui. Tu ești obiectivă. Da. Îți păstrezi neutralitatea. Niciodată. Ei se vin la turiști, mai arată că îmi spune câte ceva, dar important pentru ei, ghidul să spună, să vorbească ghidul. Este smochin sălbatic. Salam aleikum, hayakallah. Da, smochin sălbatic. Face rod, dar fructele nu pot fi mâncate. Foarte amare și au un gust așa foarte ciudat, să spun. السلام عليكم كيف حالك؟ يعطيك العافية. عاد بزوك كلام سلطات merită respectul acești oameni, pentru că fără ei probabil că gunoiul ar fi fost la 2 metri înălțime, dar merită tot respectul. E o poveste frumoasă despre acești oameni. Un domn în casă, bate cineva la ușă, se duce copilul și vine și zice: tati, este omul cu gunoiul. I-a spus: nu, tata, ala e cu curățenie, cu gunoiul suntem noi. Ala vine să ne ia gunoiul. Corect. E al nostru. Ala vine să ne curățe. Așa că ala e cu curățenia, nu este cel cu gunoiul, noi suntem cu gunoiul.
Veniți aici, vă rog. Acesta este cubul despre care v-am spus, că reprezintă Kaaba, cum este acel cub care, la care se duc musulmanii. Și aici avem o statuie, dacă veniți încoace o să vedeți, uitați-vă. Are un pătrat în dreapta, unul în stânga, o dungă în mijloc, ca și cum ar forma ochii și cu nasul. Este vorba de Marele Zeu. Acolo, lângă el, încă o statuie mai micuță, așa, este vorba de soția lui, Zeița Al-Uzza. Sub fiecare au pus câte o grotă, acolo groapă mică, unde ardeau și ei tămâie. Dădeau de 7 ori acolo, intrau, dădeau de 7 ori acolo și ieșeau când vreau să plece în caravane. Într-un manuscris care a apărut, spunea că momentul când revenau din caravane, se spune aceste curse cu caravane, că mergeau afacerile sau nu mergeau afacerile, ei aruncau bănuți de aur, uite așa, bănuți de aur aruncau în aceea groapă. Iar îngrijitorii zeilor aveau maimuțe antrenate, care luau acele monezi, dădeau îngrijitorilor să acopere tămâie, smirna, animale să fie sacrificate pentru Marele Zeu. Să nu vă duceți acolo, că nu mai e niciuna. Am fost eu. Eu am căutat cu mâna mea, deci nu sunt monezi acolo. Ok? De ce când mergeau afacerile, înseamnă că mulțimeau zeului? De ce când nu mergeau afacerile, înseamnă că el era supărat pe ei? Motiv pentru care nenorocitul era câștigător? Oricum, da? Deci acest loc este locul unde dădeau de 7 ori acolo pentru purificarea sufletească. Mai departe. Nu, romanii nu, beduinii noștri, beduinii noștri. Atenție, ia să ne uităm pe stância, uitați-vă culorile. Se văd? Da. Sunt de la mineralele care sunt în natură. Fiecare minereu își lasă în natură câte o culoare. Galbenul vine de la sulf, verdele de la cupru, roșu de la fier, orice minereu. De aici au profitat bizantinii și au luat piatra pe care am văzut-o noi ieri pe Muntele Nebo, din care au făcut mai toate mozaicurile care au apărut în țară. Sunt unele morminte în zona mormintelor regilor unde este fantastic, uite așa, dungă verde, dungă albastră, dungă roșie, dungă galbenă, dungă albă, este fabulos. Deci aceste minerale care și-au lăsat culorile în natură. Mai departe. Fabulos este. Nu știu cât poate să le dea camera sau cât puteți voi să vedeți pe ecran, dar senzația aici. De aici e fabuloasă. Venim aici și ne uităm la această stâncă din această direcție. Cam ce se vede? Dacă veniți încoace, domnul Sorin, la mine și ne uităm la stânca aceasta, cam ce arată? Sfinxul de la Egipt. Nu, aici ce arată? A pește. A pește arată. Perfect, arată a pește. Pește, da? Uite aici. Da, se vede? Chiar. A pește. Mai departe. Să o vedem din alt punct acum. Perfect pește. Da. Salam aleikum. Uite, se vede clar peștele. Și de aici? Hai să vedem de aici ce arată. Este elefant. Deci de aici arată uite. Elefant. Atenție, este naturală, nu este sculptată de nimeni. Un cetățean român care a fost cu mine într-un grup a descoperit o poză, a făcut o poză într-un loc, nu știm exact unde e, veniți încoace să o vedeți. Ce a făcut? O să vă trimit domnul Sorin să o postați eventual. Da. Ia uite aici. Ia veniți încoace să vă uitați perfect. Uitați-vă aici, hai că măresc un pic. Scuze. Ne uităm. Aici e figură de beduin. Da. Gura, nas, ochii, baticul care e pus pe cap, barba, se vede? Da. Sub el este mort. Da. Vedeți? Da. Dar unde a făcut poza? Undeva în canion. Unde exact? Nu știu. Am pus eu pe Facebook și m-au sunat cei de la Ministerul Turismului. Unde m-a făcut o poză? Nu știu. A făcut-o cineva și mi-a... Da, nu știu exact unde a fost făcută această poză. Ia, se vede perfect, dacă mai mărim un pic. E problema că la mine cu... Ia, se vede, uite aici, figură de om, iute. Perfectă de om. Și aici e moartă de desubt. Da? O să vă trimit eventual să o postați. E foarte interesant. Da. Ok, mergem mai departe. De nou pavajul original pus din abatie aici. Canalul apei de băut este pe partea dreaptă.
Slavă Rahmatullah. Ok. Acest bloc de piatră s-a desprins de locul lui. Care mai țineți minte cutremurul care a lovit în Turcia, în Izmir, în 2006? Da. A fost un cutremur extrem de puternic. Replicile au ajuns la noi. Motiv pentru care s-a desprins acest bloc de piatră de locul lui. Ia uitați-l. Se vede perfect că e căzut. Din aceea perioadă, statul iordanian face bubuituri controlate sau explozii controlate. Se zguduie stâncă ca de cei de căzut. Că dacă e să vină vreun cutremur, să nu aibă ce să cadă, înțelegeți? Și atunci ei controlează tot și chiar vin cu firme specializate care se însuie pe stânci și cu ciucarele în mână și bat unde este stânca putredă să cadă, să se spargă și cade pe jos, apoi este strânsă piatra. Cum e balconul ăla de acolo? Da, uite, aia e de sub el, vedeți? A venit de sub acel loc. Și atunci vin și după ploi zăpezi, firme care controlează sus, că vin după ploi, vine apa cu pietre care rămân instabile. Și atunci de la animale, de la păsări, să nu cumva să cadă vreo piatră. Vă închipuiți? Și o piatră atât, dacă e să cadă de înălțime, aceasta sparge capul omului. Deci drumul este foarte bine asigurat pentru a circula. Gata, mai departe. Imediat în dreapta și în stânga vom mai vedea încă un set de baraje. Stânga-dreapta. Nu că e loc aici, au loc aici. Vin mai aproape. Am zis că au avut doar trei zei. Aia trei zei, semizei sau ajutător ai zeilor. 10, ia uite. 10 statui ai semizeilor nabatienilor. Se vede acolo? Se vede, nu? Da. Sunt 10 statui ai semizeilor nabatienilor. Cum îi cheamă? Nu știm. Ce funcție a avut fiecare? Nu știm. Și asta din cauza că manuscrisul care ar fi fost dedesubt, ori a fost spart de către beduin, ori eventual din cauze naturale când a curs apă și atunci a dispărut manuscrisul. De asta acolo avem 10 semizei ai nabatienilor. Ce au ajutător ai zeilor? Deci e bună prezența ghidului în grup. Este bună, nu? Indispensabilă. Da, uitați-vă, oamenii ăștia doar trec, care îi vedeți acolo, neavând ghid, și atunci nimic, doar trec, fac fotografie. Adică nu înțeleg chiar despre ce este vorba. Fiecare obiectiv ce reprezintă. E păcat să vii aici fără ghid. Păi asta le spunem și la oameni. De efortul de a veni, de biletul de intrare, informații nu primești nici. Sigur, și când, mai ales când vorbești în limba omului. Da. Și atunci omul ajunge la informația. Acum, de exemplu, să vorbesc în engleză sau să aveți ghid de engleză. Nu ajunge informația cum e limba română, știți? Așa este. Da. Mai cu suflet, mai cu talent. Asta bine. Într-o zi eram aici în Petraș și era o fată, era englezoaică, care lăsase banii în mașină. Și jos aici nu poate, adică nu-i dă voie să plece în mașină, să plătească sus. Trebuie neapărat, în momentul când a tăiat biletul, aici să ia și banii. Da. Și fata se grabea să ajungă, banii sunt în mașină și până venea șoferul să-i aducă banii, dura mult. Și la un moment dat zice, ala a spus, nu pot să-ți dau, n-am cum să-ți dau bilet, eu muncitor, da, fără bani n-am cum, nu pot să-i eliberez bilet. Și a spus, te plătesc eu, frate. I-am plătit, eu a urcat cu mine pe mașină și sus a venit și mi-a dat banii. Da. Deci n-am pierdut nimic. Da. Aici oprim. Deci,
Sigur că da. N-am pierdut absolut nimic. Am ajutat încât v-am spus, noi suntem dispuși la tot ce se numește turist în țară. Asta e, noi suntem numiți ambasadori ai țării. Șeful nostru, știți cine e cel mai mare șef al nostru? Regele. Este ghidul numărul 1 al țării. Ok. Aici acest loc se numește stația lui Sabinus Alexandros. Acest Sabinus Alexandros a fost un om care a trăit într-un oraș care se numește Dara. Dara este în sudul Siriei, nordul Iordanii, da? Este pe teritoriul sirian. Acest om era priceput la ceremonii la zei. Știa să facă ceremonii într-un mod deosebit la zei. A fost invitat de către Nabatean să vină să viziteze Petra. A zis, vin, condiția, să faceți un loc special pentru mine. Au făcut acest loc și așa l-au numit. Stația lui Sabinus Alexandros. Au pus mai mulți de ferestre și mai multe zeități, să spunem, acolo mai jos, care vedem acolo. Cele mai importante statui, cele trei mari. Una, două, trei. Se văd? Cele trei mari. Îl explicăm pe acesta. Prima de acolo. Spun cercetătorii care prezintă, sunteți oameni majori, așa că pot să vorbi și copiii care vă o să vadă acest vlog să-și pună degetul în urechi. Spun cercetătorii care prezintă penisul. Semnul fertilității acolo. Da? Asta e prima explicație, cea mai plauzibilă. Alta explicație, spun cercetătorii care prezintă copolă. De ce? Orice obiectiv important în orașul, dar avea câte o coporă deasupra. Să fie simbolul orașului Dara. Asta e mai puțin plauzibilă, deoarece orașul Dara este reprezentat prin cea de-a două statui, de mijloc, de aici. Era vorba de zeița care era slujită acolo. O chema Atargetis, femeie puternică, sta pe tron, fiecare picior ca pus pe cap de leu. Se dă puterea acestei femei, extrem de puternice. A fost parta de către beduin, crezând că este pusă pe aur, deci cea de mijloc. Cea din stânga, vedem că sunt trei statuite într-una. Cel de mijloc este marele zeu al nabatienilor. În dreapta este soția lui, zeița al-Uzza. În stânga este fiica celor doi, zeița al-Lat sau zeița protectoare a caravanilor. Acest semn o să-l vedem în foarte multe obiective, în Petra, foarte multe locuri în Petra, ca să fie protejată localitatea, dar și oamenii de către zei. Semnul acel de acolo. Stația lui Sabinus Alexandros. Mai o explicație. De ce cupola sau penisul n-a fost spart și zeița a fost spartă? Pentru că ea reprezenta o figură umană, da. Și în interpretarea Coranului... Da, e, sub ea ar fi aur sau, nu, mă rog. Nu, de asta, în interpretarea Coranului n-ai voie chipul. Nu, n-are nicio legătură. N-are nicio legătură. Păi, nu, atunci pe asta de ce n-au spartă? Ucearea e spartă. Și asta e lovită. Dar nu, asta dar o spartă. Nu, asta nu. Pentru că... Unde era figură de om sau, mă rog, de zeu, era spart pentru a căuta aur. Deci da. Asta este principala pentru care au căutat. Probabil că au găsit undeva aur. Da, probabil că au găsit undeva aur și ia gata. Înseamnă că orice statuie are aur. Acum, în dreapta, lângă zidul din dreapta, cealaltă dreapta, aia e stângă, doamna. Aia e dreapta. Doamna a făcut armata. Aici, lângă zid, da, lângă zid, acolo. Și ne uităm în partea cealaltă. Uite aici la mine, vă uitați. Ne uităm aici, picioare de om. Se vede? Da. Trup. Picioare de cămilă, burtă. Se vede? Ia uitați, picioare de cămilă și burtă. Din nou acolo avem picioare de om, trup, picioare de cămilă, burtă, la fel și acolo. Caravana. Cămila. Un animal extrem de important în viața nabatienilor. Un animal care i-a ajutat să facă foarte multă bogăție. Un animal care este umil. Un animal nepretențios la mâncare, la apă, la greutăți. Orice i-a ajutat pe nabatieni, făceau statuie. Orice i-a ajutat pe nabatieni, făceau statuie. Această caravană, direcție de mers spre intrare, vedeți? Pe partea stângă avem două burți acolo, le vedeți? Ia uitați-vă acolo, se văd? Da. E caravana care iese, întâlnindu-se cu statui ale zeilor, care să protejeze aceste caravane. Încercăm să ne închipuim. Pavaj complet, apă de băut curgând pe acolo, cea de irigație pe partea cealaltă. Toate aceste animale sunt desenate, zeii la fel sunt desenați. Oamenii circulând, cum ar fi arătat acum 2200-2300 de ani? Fabulos, nu? Să trecem pe foarte... Ca să vede cămila și sus aici. Da, uite aici, am zis. Burta, da. Burta, acolo aici picioare și acolo e burta. Și acolo la fel picioare și burta. Și la fel și acolo burta. Cocoașa, tot. Cocoașa, da. Gâtul. Da. Trebuie să înțelegem că foarte multe sculpturi în Grecia asta s-au distrus. Da. Materialul moale plus faptul că de condiții naturale, să spunem, ploi, să nisip, vânt. Se toacă și plus foarte mulți ani au trecut. Să spunem 2400 de ani. Doamne, ce frumusețe. E ireal, dacă nu
Așa, deci că te uiți la un desen animat. E ceva incredibil. Culoarea asta roșie. Oricât ai vedea pe ecran, nu e ca și când ai fi... De asta se numește și orașul roz, nu? Petra e numit și orașul roz din cauza culorilor. Când bate soarele, începe, uite ce roz arată. Tot e șanțele de apă. Asta e de irigație și ăsta e de apă potabilă. Asta spunea că de la izvorul lui Moise a fost adus. Uite cum se vede perfect conduct aici. Se vede, se vede olanul. Deci au fost olane. Și ia uitați-vă aici cum se vede. Ia uitați-vă aici cum se vede când a luat apă de botel. Și învinarea lor aici mai groasă și aici subțire și erau băgate unele în altele. Și fixate cu un fel de ciment. Păi au căutat aur. O să vedem porțiuni care sunt foarte sus, n-au putut să le spargă, o să vi le arăt. Extraordinar. Ce interesant. M-ai văzut Petra așa prin YouTube sau prin film, dar nu are legătură ca și când ești aici și vezi. Dar cum au importat pietrele astea din Egipt, Adel? Cu ce le-au dus? Au avut vapoare, au avut flotă. Vapor, nu? Sigur, au avut flotă, nu ca flotă lui Băsescu. O aia s-a dus. Aha. Deci flotă serioasă. Să o tăiați pe asta, domnul Sorin, vă rog de suflet. Am înțeles, o să tai sigur. Băsescu oricum acum nu mai simpatia nimănui. A căzut în disgrație, în derizoriu. Da, ne-au găsit ăsta de sturnător la și asta, și s-a dovedit că erau bețiv care își bătea nevasta. Și... Acum asta 10 ani n-au găsit documentul și după 10 un protector ani, al ciorditorilor. După 10 ani au găsit că a fost turnător la securitate pentru colegii lui. Dar nu-i de păcat deloc ăsta așa de frumos să vorbim de un om de ăsta de nimic, de 2 lei. Iclafiam, l-am tupher. Ok, acest loc este loc unde se făceau cununiile în perioada nabateană. Stătea acolo ginerele, în această zonă stătea mireasa. Eu de obicei când le fac la oameni, le fac că eu sunt naș. Da? Și atunci ginerele mireasa de și cu nașul. Da? Era pastor care le făcea slujbele. După ce le făcea slujba de, să spunem, de cununie, toată lumea se aplica în fața celor trei zei ai lor. Acolo statuia celor trei zei care vedem noi. Marele zeu în mijloc, în dreapta soția și în stânga copilul. Este fica celor doi, toți se aplicau acolo. Deci locul de cununii era aici. Doamne, câți români întâlneam înainte, când veneau aceștia, când venea lumea individual. Îi găseam în canion sau în drum și spuneau, Doamne, putem asculta. Da, Doamne, așezați-vă. Ascultați-vă și voi. Ascultați, oricum vorbesc. Oricum vorbesc, normal. Da. Nu mă deranjează sub nicio formă. Sunt foarte mulți ghizi care dacă stai lângă grupul lor, zice, du-te, că n-ai dat banii. Nu, e urât.
Aici ce este, Adel? Tot ca baraje ridicate în dreapta și în stânga, să nu curgă apa, erau ridicate baraje până sus, să nu intre dușmanii și să nu năvălească apa peste ei. Zidul ăla din spate e original de atunci? Nu, no, acesta e refăcut de statul iordanian. Dar observați că n-au pus ciment. Ei pun nisip. Activitatea. Venim în partea dreaptă. Avem un obiectiv care trebuie să-l vadă toată lumea. Aici, din cauza întemperiilor, ploi, zăpezi, cutremure și așa mai departe, au picat foarte multe pietre, statul iordanean a pus o plasă acolo, după cum vedem, să nu mai ajungă pietrele pe jos din cauza acestor evenimente. Căderea acestor pietre au scos la iveală un obiectiv foarte important, este vorba de o camilă din aur, care a scăpat de furtul beduinilor, a rămas pusă pe stânci. Nu o vedem de aici, veniți după mine și urmăriți mâna mea. Și mai e Camila acolo? Este acolo. Nu putem să o luăm? Nu. Hai, how are you? Good. Venim aici. Mai aproape. Așa, mai aproape, domnul Ștefan, așa. Și ne uităm, uite, așa, așa, în stânga, da? Mai în stânga, mai în stânga, mai în stânga, mai în stânga, acolo e tezaurul. Nu există nicio camilă de aur. Este țapă care trebuie să ia toate grupurile, da? Nimeni nu scapă de această țapă, da? E botezul. Acolo avem cel mai important obiectiv din Petra, care l-a văzut lumea, l-ați văzut doar la televizor sau eventual în reviste. Acum o să mergem acolo, ascultăm. O să filmăm de aici, aici încolo, domnul Sorin, puteți filma câte un pic, câte un pic, până apare toată clădirea. Apoi mergem cu toți în stânga. Venim acolo și să avem toată această clădire în față, să vă explic ce reprezintă această clădire, care știe doată lumea de trezorerie sau eventual de tezaur. V-a plăcut țapa? Da. O meritați pe deplin. Nimeni nu scapă de ea. Mama, și asta trebuie tăiată. Că lumea după aia se prinde. Da. Domnule, mă gândeam cum să pună titlul la vlog, Adel dă țepe turiștilor în Iordania. Se uite toată lumea, se vadă ce țepe. Domnule, știa pe Adel, băiat bun, nu credea că face așa ceva. Într-o zi, o doamnă care a vrut să vină singură, adică ea cu soțul, și m-a contactat dacă pot să merg cu ea. Zic, fata, n-am cum, pentru că sunt ocupat cu alte grupuri. De obicei, noi suntem obligați să-l preluăm grupurile organizate de agenții. Nu putem lua individual dacă sunt grupuri, să spunem noi, asigurate. A venit singură femeia cu bărbatul, a vizitat, a plecat. Vede pe Facebook că lumea îmi comentează, Adel, le-a arătat la lume acolo camila de aur. Da, le-am arătat-o și așa mai departe. Mă sună, Adel, unde e, mă, camila de aur? Aia o vezi numai când ești cu mine. Cu soțul n-o vezi. Da. Vrei să arăt camila, vii cu mine. Da. Până la urmă, săracă, i-am zis, e o țapă care le spun la oameni, fac o glumă cu ei. Acum, dacă omor omul cu informații, informații nu mai intră. Și atunci mai faci câte o glumiță de asta, mai descrățești frunțile. Da. Tezaurul. Denumit. O să aflați acum ce reprezintă. A 690 oară în care văd acest tezaur. Aici e capătul? Aici e începutul Petrei. Ah, ok. E das. Hello. Ok, în stânga venim, aici la umbră. Salamullahi alaikum. Kef halke, shabab? Kul am tu bkher. Kul afi. Domnul care îl vedeți aici reprezintă poliția beduină. Da, domnul de aici, vedeți cum este îmbrăcat altfel, da? Reprezintă, se poate filma, se poate și face fotografii cu el. Reprezintă poliția beduină care apăra și apără și la ora actuală granița de est a Iordaniei cu Arabia Saudită, împotriva, să spunem noi, traficanților și așa mai departe. Înainte erau pe cămile, dar actualmente au jeepuri de asta 4x4, ca să poată face, să spunem noi, controlul asupra granițelor iordaniene cu cei din Arabia Saudită. Ok, acum,
vorbim despre acest obiectiv. O să dăm timp pentru fotografii fără niciun fel de probleme după ce termin de explicat despre acest obiectiv. Dacă veniți mai aproape, că mai vorbește lumea. Acum, acest obiectiv reprezintă de fapt un templu. Un o instituție, un centru. Un? Bravo, doamnă! Deci, mormânt! Am zis că tot ce este săpat în stâncă e mormânt? Am zis, nu? Datura cu faptul că ai spus că tezaur și în mormânt se puneau bogății. Fără doar ce poate. Orice, au spus că orice este săpat în stâncă e mormânt. Da. Acest mormânt a fost făcut special pentru un mare rege nabatean care a domnit timp de 49 de ani. Între anii 9 înainte nașterii Hristos până în anii 40 după nașterea lui Hristos. Se numea Haret al patrulea. Așa se numea. În perioada lui a fost o bogăție, oamenii s-au florit petra mult, oamenii a fost armonie, a fost tot. Iubindu-l, i-au făcut acest super mormânt care îl vedem și noi aici. Acest mormânt nu este primul făcut aici. Sub acele grilaje, o să mergeți acolo să vedeți, au fost descoperite în 2009 alte trei morminte, sunt mai vechi decât această clădire. Această clădire este săpată de sus în jos, dovada. Găurile care le vedem în dreapta și în stânga erau pentru schela. Cum au cubrut ei cu schele de sus în jos și au săpat această clădire. În anii 1985, când au venit cercetătorii iordanieni de la UNESCO și au preluat acest sit complet de la beduini care au locuit aici, au venit, au văzut multe semne ale morții pe această clădire. Explicăm semnele morții. Între stâlpii de dreapta jos avem o statuie, se vede? Stânga la fel, avem altă statuie, se vede în stâlpii de stânga. Reprezintă cei doi zei ai morților, Castru și Pollux. Castru lua sufletele bune spre lumină, spre rai, iar Pollux lua sufletele rele spre întuneric, spre iad. Două semne ale morții, alt semne al morții. Între stâlpii de mijloc sus avem o statuie, o vedeți? Este vorba de zeița Isis, zeița morților la egipteni. Alt semne al morții, ulciorul care îl vedem în vârf. Atenție! În urma acestui ulcior, beduinii noștri au numit în limba arabă hazne, înseamnă trezorărie. De asta o știe toată lumea de trezorărie. De ce? Beduinii au crezut că o fată de Alofaraon, care a fost căsătorită cu un rege nabatean, și-ar fi ascuns ea banii sau bogăția în acel ulcior. De asta v-am spus, momentul când au fost găsite, cumori la noi au fost găsite în ulcioare din ceramică și au crezut că este plină de aur. Neputând să ajungă la ea, au tras cu mitralierele să o spargă, să cadă aurul pe ei. Este vid, este dintr-o singură bucată și este semnul morții la Babilon. Babilonii erau primele nații care ardau morții și puneau cenușa în urnele de ceramică. Multe semne ale morții, unde e mormântul? Au intrat în interior cercetătorii. Pe partea dreapta o cameră, pe partea stângă o cameră, în față zid. Unde e mormântul, domnule? Nu se poate. Dacă ne uităm bine, în interior, acolo, în cameră, se vede încă o ușă, se vedea? Da. În interior. Acolo este o alee scurtă în dreapta și apoi o sală mare. În care a fost descoperit, noroc orb a fost că beduinii n-au știut că e acolo. Fiind zidul gros, nu și-au dat seama că e ceva. Ei băteau în stâncă, se auzea gol. De aici zidul gros nu și-au dat seama. Cercetătorii au deschis aceea ușă. Merge în stânga, acolo, o sală mare în care a fost găsit cușciugul lui Haret al IV-lea, rămășițe umane, săbi din aur, statui din aur, 16 cutii pline cu monede de aur, plus foarte multe manuscrise care ne-au dat multe informații despre această locație. Nu era vorba de aur, cât era vorba de acele manuscrise care ne-au anunțat, ne-au dat foarte multe informații despre această locație. De asta am spus, a fost noroc orb că beduinii nu le-au descoperit ei. Camera din dreapta era pentru ofrande, camera din stânga era pentru îngrijitorii mormântului. Nabatienii, punând aceste clădiri aici la intrare în canion, au făcut trei lucruri foarte importante. În primul rând, unde sunt acești oameni, unde pământul acesta trebuie săpat la 25 de metri ca să dai de pavajul original pus de nabatieni. Adică vii în canion, trepte cobori, te trezești cu aceste clădiri în fața. Acum, de ce și-au dat seama cercetătorii? N-au cum mormintele să fie sub pământ, mereu mormintele sunt deasupra. Și atunci au făcut trei lucruri pe prezența acestor morminte aici. Unu, te speriau, te bag direct în cimitir. Doi, se laudau. Aveți voi artă și ce al vostru, avem și noi. Până au la ei tot felul de oameni de afaceri cu care aveau ei atunci relații comerciale. Aveți voi ce al vostru, avem și noi arta noastră. Trei, te bucurau. Cum? Au pus pe această clădire toate civilizațiile care au existat în acea perioadă. Semnele civilizațiilor. Că dacă vii într-un loc și vezi din civilizația ta, te bucuri. Să zicem să fie apărut un steag al României. Știți? Ce aparține sufletului omului? Explicăm. Pe această clădire. Bază și cu coloană grecești. Castor și Pollux.
Erau judecători în infern, în infernul grecesc. Da, asta lua la rai, asta lua în iad. Da, okay, da, erau doi judecători. Ok, da, deci bază cu coloană grecești, o civilizație. Coroana este corentică, romană, altă civilizație. Isis, egipteană, altă civilizație. Ulciorul, Babilon, altă civilizație. Și ne uităm acolo în colț, parcă sunt picioare de vulturi, observați? Se vede, uite, acolo în colț, acolo în stângă și în dreapta. Da, reprezintă civilizația asiriană. Toate civilizațiile au pus acolo ca să se bucură omul care venea la ei în vizita, când vede și el din civilizația, înseamnă că a fost respectat. Înseamnă că te-am pus aici, ai loc și în sufletul meu, în cel mai important obiectiv pe care îl am eu. Ca să protejeze această clădire, sus de tot acolo, au săpat un canal și lățime de un metru, adâncime de 90 de centimetri, colectează toate apele care vin de pe stânci, apoi apa este dirijată acolo să nu cadă apă și să afecteze această clădire. Da, și în acest motiv este bine protejată. Nu se mai poate intra în interior și asta din cauza că oameni fără scrupule au folosit toaleta. Asta n-ar fi fost problemă, s-ar fi curățat. Cel mai rău, care cum intrau, sculpta numele lui și al iubitei pe ziduri sau eventual dădeau cu spray-uri, motiv pentru care s-a curățat. Nu se mai, n-ai ce să vezi, trei camere goale. Acesta este tezaurul despre care știe toată lumea, că este vorba de tezaur, că de fapt este mormântul marelui zeu, marele rege al lor, este vorba de Haret al IV-lea. V-a plăcut? Da. A fost frumos? Arată cât de culți erau. Foarte culți. Da. Fiecare popor ce zeu are. Pare că ce civilizație. Da. Caracteristic. Ei erau comercianți. Comercianți. Toate civilizațiile. Să-i bucure pe cei care vin. Și adunau zeități și cultură de după unde mergeau. Da. Și își făceau și aduceau ei aici cele mai importante elemente de unde veneau la ei în vizită. Ok. Aici de exemplu, am zis 25 de metri, ne uităm în stânga acolo, ia uitați-vă, canalul cu apei de băut, îl vedeți? Ia uitați-vă sus, mai jos o să-l vedem și noi. Și mai pui încă 25 de metri, vă închipuiți cum au urcat acolo, de ce l-au pus sus? O să-l vedem mai jos, de ce l-au pus sus așa? Să aibă cădere puternică, că să ajungă la fiecare casă unde au împărțit ei, au dus acele conducte de apă. Extrem de deștepți oameni buni, pentru o perioadă de acum 2200-2300 de ani, este extrem, extrem de frumos. Habib, ok. Aici dacă dacă cineva vrea să facă, să spunem noi, o plimbare cu Camila pentru fotografii la băieți, aici 5 dinari, mă, 5 dinari dacă vrea cineva să facă o plimbărică cu Camila, dăm aici ca să faceți fotografii la cel mai important obiectiv al Petrei. 15 minute e bine ca să continuăm după aceea? Ce să facem acum? De, asta e începutul. De aici încolo mai avem 3 km. Ok, dar ce să facem 15 minute? Ce fotografii? Dacă vreți să beți un ceai, dacă vreți să beți o cafea, dacă vreți să beți un pauză, 15 minute, de 15-20 de minute. Nu, uite, la fara 10. Okay. E bine? Perfect. La fara 10. Ne vedem bine. Cu toții tot aici ca să plecăm mai departe. Dacă vrea cineva cu băieții ăștia, cu Camila, să faceți fotografii, okay. Ies superbe. Bine? Bine. Bine. Where we are here, all this space. Gada. Mai repet informația, da. Bun, în 1 decembrie 2020, atunci când a fost pandemia de coronavirus, a fost în toi, cum ar veni, m-a contactat ambasada României și mi-au spus dacă vreau să vizităm, să venim aici la Petra, să petrecem ziua națională a României de 1 decembrie. Și într-adevăr a venit tot efectivul ambasadei, vreau 5 mașini care au venit, autoritățile din Petra au preluat cu mașini electrice cum sunt acestea, am ajuns până aici, a fost cântat imnul României și a fost pentru prima dată arborat un steag în fața tezaurului în Iordania pentru prima dată și ultimă. După aceea nu s-a mai arborat în afara de steagul României pe exact. Acolo, în fața tezaurului. Da, panou, steagul cu stâlp, cu tot. Înțelegeți, făcut tot. Deci aranjaseră cei din Petra. A făcut și voi un grătar cu mici, cu ceva pe aici. Nu, atunci era coronavirus, nu puteai să mănânci nici măcar de la tine de acasă. Și cu măști, nu avea. Da, toată cu măști, cu ce nenorocire era. Apoi am mers noi tot cu mașini electrice până jos, am vizitat aproape întregul sit, apoi au plecat. Da, a fost atunci o chestie super. Nu, era deschis, dar nu erau vizitatori, nu erau avioane, nu erau nimic. Da, apa e filtrată aici.
ce diferență de temperatură e cu soare. Da, aici, în zona asta, mereu este curent. Și vara, și vara, în topul căldurilor, aici este un pic de curent. Da. Da. Și e plăcut. Aici s-a întâmplat de a căzut pietricica aia pe capul lui celui prieten. Aici a venit de pe stânci de sus. Da. Deci, uitați-vă sus că n-a luat apă de băut. Ia uite. Și aici trebuie să pat la 23 de metri să dai de pavajul original pus de nabatien. Uitați ce acolo este canalul apei de băut, sus. Ia uite. Și o să-l vedem și mai. Da, da, da. Deci noi în canion am avut canalul apei de irigație pe partea stângă, da? Aici nu l-am mai pus pe partea stângă, l-am pus pe partea dreaptă, acolo jos este canalul apei de irigație care l-am avut acolo în stânga și canalul apei de băut este sus. De ce? Să nu se infiltreze apa de la canalul de apei de irigație în conducta apei de băut. Iar aici am fost foarte deștepți. De acest motiv am pus canalul apei de băut sus și canalul apei de irigație este dedesubt. De asta v-am spus, ingineria apelor și a canalizărilor și a conductelor, dar și ingineria construcțiilor, dar și a săpăturilor. Fantastic! Ok, această zonă se numește și strada fațadelor și asta din cauza acestor fațade care le vedem aici pe partea stângă, la ieșire dincolo vom vedea și pe partea dreaptă. Sub fiecare fațadă este câte un mormânt. Cine a fost îngrupat în aceste morminte, nu știm. Cercetătorii au dat un fel de numere la aceste morminte. De exemplu, acest mormânt este dat numărul, denumire de numărul, scuze, mormântul numărul 67. Așa este dat, da, acolo. Cine a fost îngrupat, nu știm. Ulterior, sus, a fost descoperit acolo, mormânt sus, îl vedeți? Da. Sus, acolo. În interior, pe partea dreaptă, o flăcuță micuță, așa scrie, eu, Malek al doilea, am făcut acest mormânt pentru sfânta mea soție. Dacă e, Malek al doilea este unul din regii nabatienilor, da? Și atunci, dacă e mormântul ei sus, ar putea și mormântul lui să fie cel de desubt, dar nu putem spune cu siguranță că nu avem confirmare. În momentul când s-a spus sfânta mea soție, imediat cercetătorii au început să cerceteze ce a fost această femeie nabatiană. Ce a fost? Dacă a spus sfânta mea soție. Manuscrisele care au apărut au spus că această femeie a fost o femeie muncitoare, o femeie harnică, o femeie care și-a ajutat soțul în problemele vieții, era femeie de afaceri, de toate, deci era un om foarte activ în societatea nabateană. Și era oarecum în casa, ea era conducătoare în casa. Parcă în ziua de astăzi nu e la fel, nu? Noi suntem cocoși, strigăm de sub pat, sunt în casa mea, ies când vreau, știți? Așa că, deci ea era conducătoare, asta e o poveste frumoasă ca să o transmiteți, ce că un imam intră într-o moschee, toată lumea stătea jos, ca noi se stă jos, și a zis imamul, cui frică de soție lui să se ridice în picioare? Toată lumea s-a ridicat în afară de unul, care a rămas, că ia te vă zmeu ăsta, nu-i frică de nevastă, măi, cu tine ce e? Doamne, doar ai pomenit de ea și am paralizat. N-am să mai putut ridica. N-am vrut să mă ridic, dar eram paralizat de frică. De frică am paralizat. Și zice, băi, eu sunt smecher acasă, am ultimul cuvânt, da, dragă. Da, da, dragă, da. Da, dragă, ai dreptate. Acolo, dacă vreți să vedeți cum ar fi arătat un mormânt la nabatien, unde sunt acei oameni, acolo puteți să mergeți să filmați în interior, să vedeți cum arăta un mormânt în perioada nabatiană. Deci acolo este un mormânt deschis. La un moment dat au băgat măgare acolo și mirosea foarte urât, dar știu că acum au curățat. Știți ce era aici înainte? Deci până, hai să spunem noi, cam până în noiembrie. Știți ce era aici? Deci tarabe n-aveai loc să treci de tarabe. Până anul trecut? Da, 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 până anul trecut nu. Deci aveai aici o alee scurtă, o alee scurtă, unde aveau ei tarabe. Și trebuie să vorbești pentru toate prostiile care le-au ei. Tot trebuie să foarte vorbești. Foarte bine, da, că au scos, pentru că foarte mulți turiști nu vin din cauza asta. Au venit și au lovit cu jandarmerie și poliția ne i-a scos în șuturi de aici. Nu mai e niciun. Foarte știți bine. Unde? Cam peste vreo 2, 1 km jumate de aici încolo. Și unde se duceau la toaletă oamenii ăștia toți de aici? Sunt toalete aici. Nu, ăsta, cu tarabele. Cu tarabele, ăsta interesă, oriunde. Intrăm într-un mormânt nabatian. Să țineți foarte mult cont că noi actualmente suntem în cimitirul nabatienilor și încă mai avem aproximativ 700-800 de metri să ajungem la capătul acestui cimitir.
Ala vorbește acolo cu clientele lui. Ok. Al mormânt și aici. Uite, aici se vede o urmă de construcție care s-a erodat de tot. Se vede, Sorin, uite aici, o urmă de o stradă. Nu, asta e, e, cum îi spune, e vorba de fațada. Da, da. Cum e asta, cum sunt astea, da? Și aici o să vedem în dreapta, uite, alte fațade. Continuăm. Foarte puțin care au avut ăștia aprobări speciale. Au dat șpagă unde trebuie. Nu, ăștia plătesc taxe. Ăștia plătesc taxe la stat. Aia nici unul nu plătea taxe, ci era unul lângă altul. Unul lângă altul. Sute de tărabi de aici. Te rupeau, te certai cu toți. Și n-aveai timp să explici la lume. Acum am scăpat de ei, slavă lui Dumnezeu. Acum ei o să te audă pe vlog. Să fii sănătoși! Am o grămadă de beduini care mă urmăresc. Să fie foarte sănătoși pe tine. Să fii sănătoși! Puțin îmi pasă. Eu, în locuri de astea unde sunt multe tarabe, nu mai, adică recomand la oameni să nu meargă pentru că nu mai poți să te bucuri de locul respectiv. Nu poți să te bucuri de obiectiv pentru că nu ai timp, practic, se sufoacă. Pur și simplu te sufoacă, da. Sar pe tine, te agresează. Da. Nu, au agresat unii ghizi. Acum, bun. Acum, dacă eu am pus oameni în temă, nu mai au nicio posibilitate să mai vorbească cu el, că omul știe ce are de făcut, da? Dar sunt ghizi care în fața lor vorbesc. Nu se vorbește în fața lor, frate, să intri în gură lor. Trebuie neapărat să faci în așa fel, să nu audă ei ce ai vorbit, dar să vorbești înainte. Ok, mai aproape, vă rog, aici. Cimitirul Nabatienilor. E impresionant. Impresionant. Nu mai văzut genul așa, ăsta de locuri așa nicăieri în lume. Ok. Care mai țineți minte când am fost în Geraș, v-am spus că animalele nu intrau în Petra. Mai țineți minte? Da, da. Pentru că ei spuneau că din sânge și urina... Da, da, spurcă sau strică sfințenia localității. Motiv pentru care au creat un loc care se numește locul sacrificiului. Unde sacrificai animale. Uitați-vă acolo, sunt doi pomi mari acolo sus, îi vedeți? Ok, la cei pomi au format un altar mare și un loc, o groapă și o gaură mică. Chiar în vârf, în vârf, animalele. Nu? Și acolo, practic, tăiau animalele, se scurgea sânge acolo, apoi veneau cu carnea în interior. Dar animale vii n-aveau dreptul să intre în interior. Veneau cu ele pe sus, cu animale până acolo. Se poate urca până acolo. Uitați-vă acolo, se văd niște trepte. După acest pom, se văd niște trepte, da? În spatele acestui magazin sunt scări care se urcă. Sunt 1642 de trepte. Și hai. Acolo am ajuns de 3 ori și m-am jurat de mai merg. De fiecare dată. Da. Sunt parcă și că e templu în cașa, așa. Da, da. Cu geometrie pătrățoasă. De ce vopseau nabatienii podurile verzi? Iordaniene, nu nabatienii. Ok. Podul acesta e făcut, uitați, niște trepte pe acolo, se urcă și se ajunge la cimitirul regal. Noi o să-l vedem de acolo, mult mai bine o să-l vedem și noi. Cimitirul regal, unde au fost îngrupați mai toți regii nabatienilor. E amazing. Dar casele lor unde erau? Știam de întrebarea asta. De-aia și-au câte 2-3 zile, că unii se urcă și pe sus. Da, da, da. Cum se vizitează în 3 zile? Se merge cu ghid cum mergem acum, prima zi. Până în capăt. Arătăm în dreapta, în stângă, toate obiectivele. Omul gata, știe unde are de făcut. A doua zi se vine și se merge la toate aceste obiective. Se urcă lumea peste tot. A treia zi lumea merge la mormântul lui Aron. Cele 3 zile. De cei care vin pentru 3 zile. Uite, aveau și teatru. Da. Un fitiat. Vezi care e problema? Că nu mai știi de cine sunt făcute. Dacă sunt făcute de nabatieni sau... Păi aici nu au fost romanii sau grecii. Au fost?
Greci, în grecii nu, romanii da. Au fost aici înăuntru? Da, au ocupat zona asta. A, da? A fost, a fost al lui Traian, lui Traian i s-au predat abatienii în 106, în același an cu cucerirea Daciei. Abatienii s-au predat lui Traian fără luptă. Același Traian, același împărat, aha, care a cucerit și Dacia în 106. S-au predat pentru că nabatienii vreau să facă comerț într-o zonă liberă. Romanii asigurau pacea romană, pacea, liniștea romană, adică asigurau securitatea drumurilor și puteau călători nabatienii cu caravanele lor fără să fie atacați. Dar contra taxelor. Plăteau taxe. Nabatienii plăteau taxe de protecție. Plăteau la romani, dar taxe de protecție. Da, da, da. Protejați, nu, armata romană îi proteja. O modelă s-au luat și americanii în zilele noastre, pacea oceanelor, adică libertatea de circulație pe toate oceanele garantată de americani după al doilea război mondial. Păi cum mă, că-i tot pirații somalezi tot timpul? Nu mai sunt, au fost distruși. Mai apar din când în când, dar securitatea... Și ăștia cu Yemenul. Și asta e o făcătură. Da. Americanii au luat foarte mult de la romani, inclusive Capitoliul lor, e copie după Capitoliul Roman. Congresul lor este... Scris în canion, în marele Grand Canyon. Grand Canyon. Nu? Da. Eu n-am fost, dar... E altceva acolo, e altă... Pe acolo se face prin canion, că e jos râul Colorado. Canyonul roman. Amfiteatrul Nabatiano-Roman, așa este numit acest amfiteatru. Vedem o treaptă înaltă acolo, vedeți? Se vede? Da. Treapta înaltă. De la treapta înaltă în jos, doar acolo a fost amfiteatrul Nabatian. Nu a fost pentru piese de teatru sau piese muzicale, nu. A fost un fel de parlament, unde veneau consilierii, discutau problemele comunității. Într-un manuscris care a apărut, spunea că în momentul când se discutau problemele comunității, consilierii aceștia discutau problemele comunității, servitorul tuturor era regele. Ei le servea cu mâncare și cu băutură. Cât discutau ei problemele comunității, meritau ei acest lucru deoarece ei alergau să ajungă pe trapon unde au ajuns. După ce regii stăteau pe tron sau eventual la unele negocieri. În schimb, cele mai importante eforturi le făceau acei consilieri, în acest motiv trebuia să fie serviți cu mâncare și cu băutură cât discutau de către regi. Ulterior au venit romanii. Romanii sunt interesați de aceasta, de aceste amfiteatre. L-au mărit. După cum vedem și noi l-au mărit și chiar au tăiat fățadele de la acele morminte ca să încape cât mai multă lume. Intră în el în jur de 4.000 de oameni. Motiv pentru care cercetătorii au spus că, de obicei spun cercetătorii, a 10-a parte din populație venea la amfiteatre. Ați înțeles? 40, 45, 50 de mii, atâta ar fi locuit în Petra. Deci numărul oameni care au locuit în Petra între 40 până la 50 de mii de oameni care au locuit în interior. Din acest motiv au apărut aproximativ 4.000 de oameni aici. De aici începe să se vadă viața. Până acum cimitir. Ne uităm la fațada amfiteatrului. Observați că fațada amfiteatrului este construită. Aici e original ce avem acolo. Bine, aici este refăcut. Dar dincolo este original. Vedeți? Deci în acest motiv, de aici amfiteatrul este folosit în timpul vieții. Da? Și atunci tot ce era folosit în timpul vieții a fost construit piatra peste piatră. Mai jos o să vedem și casele și așa mai departe, templele, judecătoria, bisericile, toate construite piatra peste piatră. În aceste locuri au fost tot așa morminte, stricate de către beduinii noștri. Au locuit în aceste morminte, le-au folosit ca și peșteri în care au locuit beduinii noștri. Din acest motiv vedem că sunt stricate. De asta v-am spus că ei au devastat foarte mult. Avem o localitate acolo, vedeți? Da. Se vede? Aceasta este localitatea care a fost făcută de către statul iordanian pentru beduinii care au locuit în locul nabatienilor aici. În momentul când a fost preluată această zonă sau acest sit de către în 1985, ei au fost rămutați acolo. Acela se numește Iskan Libdul sau cartierul familiei Libdul, cei care au locuit în interior. Ok? O să mergem mai departe. Acum continuăm. Unde sunt acei oameni care îi vedem acolo în capăt? Acolo vom avea de explicat iarăși obiective superbe. O pisică, două pisici și foame săraca. Și niște capre. Unde-s caprele? Uite caprele. Sunt capre negre? Nu, sunt alb cu negru. Domestice. Au terminat de urcat scările. Dar stau acolo, oare? Caprele la cum nu mănâncă. Nu mănâncă? Nu mănâncă
la prânz stau să rumege ce au mâncat toată dimineața. Se trezesc foarte devreme la 6 dimineața. Mănâncă până la orele prânzului când se face cald. Acum, începem, da? E vorba de ce vedem acolo, începând de acolo, de zidul care se vede, până în capăt, practic în partea dreaptă, acesta este cimitirul regal. Aici au fost îngrupați mai toți regii nabatienilor. Cum îi cheama, în care cum a fost îngrupat, nu știm, pentru că a dispărut tot ce aici, de aici, în cauza beduinilor care au locuit în interior. Okay? Deci, unele denumiri le-am dat noi, de pe la noi, la aceste morminte. De exemplu, primul de acolo, fiind imens, acel mormânt care îl vedem, i-am dat denumire de mormântul palatului. Lângă el avea coroane corentice, i-am dat denumire de mormântul corentic. Așa, denumiri de pe la noi, ca și ghiz. Fiecare mormânt are câte o denumire. Avem o clădire acolo construită, se vede că e construită acea clădire, se vede? Da. Perfect, se vede. Acolo a fost judecătoria în perioada nabatiană. Uite acolo, judecătoria, doamna avocat. Uite acolo. Uite, sunt acei oameni, clădire, vedeți? Sunt oamenii sus acolo. Aia e construită. Se vede că e construită, da? Se vede că e construită piatră peste piatră. Deci e judecătorie, kef halak, și ahbarak. Judecătoria este folosită în timpul vieții. În acest motiv este construită piatra peste piatra. Ulterior a fost descoperită, deci când au venit bizantinii, să spunem, în secolul 4, au descoperit această judecătorie și s-a nimerit îndreptată spre est. Motiv pentru care au folosit-o ca și prima biserică. De asta e numită și biserica judecătoriei, da? Acolo. Se poate ajunge acolo foarte ușor, uitați-vă așa drum care urcă chiar până acolo și se poate ajunge și la mormântul de deasupra. Acum veniți încoace, ne uităm încolo. Avem încă o copertină albă, uite acolo, uite acolo, sus. Se vede? Se vede? Copertina albă? Copertina albă mare de tot, acolo. Deasupra panourilor. Deasupra panourilor solare, se vede acolo. Acolo e biserica principală. Biserica bizantină sau biserica principală făcută în secolul 6 după nașterea lui Hristos. Imensă, cu un mozaic orbitor ce are pe pardosală. Cine locuia atunci aici, în secolul 6, de-au făcut biserică? Tot nabatienii? Tot nabatienii. Și-au trecut la religia... La creștină. De asta am spus multe biserici. De asta am zis că sunt multe biserici. Biserica. După aceasta, aceea e biserica acoperită. Mai avem niște stâlpi mai albastrui acolo, se văd? Ia uite, se vede? Da. Acolo altă biserică, se numește Biserica Albastră din cauza culorii stâlpilor. În dreapta ei, pe marginea unui deal, a fost descoperită încă o biserică. Fiind pe marginea dealului, noi ca și ghizi i-am dat denumire de Biserică de Margine, fiindcă este pe marginea drumului și marginea dealului. Au mai fost descoperite încă 3 biserici, deci 1, 2, 3, 4 și încă 3 biserici care au fost descoperite, momentan sunt acoperite, vor fi puse în valoare ulterior. Deci 7 biserici a dat dovadă că era comunitatea creștină foarte mare în această zonă. Întrebarea care ați spus-o. Cimitir, unde au locuit, nu? V-am macinat această întrebare. Ne uităm acolo, e un zid construit, se vede? Da. Mai dețu, acolo în stângă se jumătăți de coloane, se văd? Da. Toată această suprafață, până sunt satul beduinilor care vi l-am arătat, și în această zonă, la fel, toată această suprafață era zona unde au locuit. Au căzut casele lor din cauza cutremurilor care au fost și apoi, ulterior, beduinii care, cum au venit, au dărâmat ce mai era pus în picioare. Motiv pentru care statul iordanean a descoperit fundația unei vile și a unei case și vor fi reconstruite. Să vedem cum ar fi arătat casele. Aceasta este suprafața în care au locuit. Deci zona vie era în această zonă. Acum noi o să continuăm încolo, vom intra în centrul civic, pe strada încolonată, strada pavată, vom vedea magazinele, piețele, vom vedea templele, cele 3 temple care sunt în această zonă. Acum încolo, când coborăm, o să ajungem în zona super vie sau centrul civic al localității. Acești băieți sunt cu măgăruși și cu cămile. Vă pot transporta și să vă ducă, de exemplu, să mergeți la aceste obiective sau la alte obiective, mai ales la mănăstire. Ajungând la ultimul obiectiv, o să vorbesc despre mănăstire. Dacă vreți măgari sau cătâri, măgăruși sau cătâri, vreți? Nu. Ola, n-a băgul eu. Nu măgari, nu măciari. Aici se termină, dar culește toată localitatea pe acolo și vine aici, v-am spus, care are aproximativ 3 km lungime. Și aici au format o fântână arteziană, unde dădeau drumul la apă când aveau petreceri, când aveau oaspeți de înaltă clasă. Imediat în dreapta se poate ajunge la biserică. Vedeți că ne-am apropiat foarte tare de biserica aceasta, biserica principală. Drumul nostru este drept în fața. Veniți încoace un picuț să ne uităm așa. Se vede perfect acum și strada pavată, da? Strada încolonată, cum este denumită, strada Cardo, da? Ok, ne uităm... Ai făcută de romani?
Nu? Tot din Abatien a fost modernizată de către romani. În stânga avem niște coloane, nu cele de la apropiere, în depărtare, în stânga, se văd? Nu, nu, tot rotunde sunt acele. Acolo este templul mare. Da, este templul mare. Opresc aici că să vadă lumea despre ce este vorba. Acolo este templul mare. În dreapta, acolo unde avem acele ruine, se văd acolo. Da, este templul leilor în Aripat sau templul zeiții Al-Uzza. Se vede o clădire în capăt. O vedeți? Zidul se vede. Este singura clădire care a rămas în picioare. Este templul zeiții Al-Lat sau zeița protectoare a caravanilor. Noi, practic, vom încheia la aceea clădire și vom vedea cum sunt dungi. De aici se văd niște dungi pe ea. Observați, ia uite, pe mijlocul zidului se vede o dungă așa. Veți vedea că este pus lemn acolo și mai jos vom vedea cum este pus lemn. Este singura clădire care a rămas în picioare, că dacă nu rămâne această clădire în picioare, niciodată Petre n-ar fi intrat în UNESCO. Merge. Da, că nu puteai să iei pe niște stânci. Să deci aici era mișcarea omenească, spații comerciale o să le vedem construite pe stânga. Se spune că imediat în dreapta acolo ar fi fost piața, apă curgând pe aici, pom în dreapta și în stânga. Ce frumusețe ar fi abratați, ar fi avut în această zonă. Da, e refăcut. Nu, asta e original. Asta este original. Dar asta e refăcut. Asta a făcut statul iordanean canal de apă pentru apele din ploi, altfel ploile o ia raznă pe unde vor. Da. Și atunci se apă și strică. Motiv pentru care au făcut acest canal, apa să fie dirijată. Exista, dar era un fel de păriaș. Unde se scurgea apa, făceau, puneau pomi în dreapta. Strada toată avea coloane și era acoperită. Toată strada era acoperită, asta strada încoronată. Da, aici uitați-vă, trepte, da, acum tot e original aici. Acum o să vedeți trepte, pietrele sunt puse pe această stradă drept, nu sunt puse la 45 de grade cum a fost la Gerași, din cauza că nu erau trăsuri. Da, o să vedem acum. Dar tot bombată-i. Oamenii unde merg în sus, acolo, Adel? Aici se duc la temple, se duc la biserici. Acum de acolo când ajungem în capăt, noi am vizitat drumul ăsta, da. Puteți să o luați, uite așa, este un drum. Se vine sub acel templu, apoi se ajunge la biserici. Apoi este un drum care se traversează, este o pasarelă făcută, traversează peste tunelul făcut de către nabatieni și se ajunge la cimitirul regal, acolo, unde la judecătorie. Și apoi se coboară drumul pe drumul principal și se va întoarce înapoi spre Tezaur. Da. Aici e magazină. Da, au fost, până la urmă, au folosit beduinii noștri, acum erau pline cu mărfuri astea ale beduinilor. Dar acesta este original, tot ce vedeți aici este original. Pa, și le-a dat voie să-și facă aici? Deci, la un moment dat, n-a putut face statul fața, deci a făcut foarte multe scandaluri, motiv pentru care i-a lăsat statul. Apoi a venit cu o hotărâre de la rege, curățenie în Petra. A dat ordine. A venit. Regea au ascultat. Da, a venit jandarmerie, cred că au venit peste 1500 de jandarmi. Oamenii ăștia poze. Și mașini de poliție și i-au rupt în bătaie. Cam câți beduini erau? Sunt beduini în jur, cam vreo 15.000 sunt ei. Ca și neam. Nu, câți au stat aici? În interior? 7-8.000. Acum s-au mulțit mai mult. Ia uitați-vă, deci acesta este original, da? Și ne vedem că pietrele sunt puse drept, nu sunt la 45 de grade, nefiind trăsuri. Cum erau transportați oameni? Pe scaune între acelea care le purtau două persoane, care până că... Literă. Da, exact, deci stătea pe scaun și îl transportau două persoane. Erau sclavi. Sclavi, sclavia. Da, bine, și mai e ceva, uite, vezi că nicio îmbinare nu se potrivește cu alta, știi? Chiar dacă... O să mergi pe aici. De acord, că trăsura ar fi intrat totuși luată aici. Da, și ar fi intrat, da, fi da. Spart. Deci era o pietonală aici, ca să zic. Da, a strada pietonală. Lipscani, așa, mai pe românești. Și aici erau coloane de o parte și de alta. Păi și acoperit. Exact ca la Gherasa. Da, da, exact ca la Gherasa. Doar că strada Cardu asta e mult mai scurtă decât cea de la Gherasa. Că acolo se ved niște stâlpi, uite aici, în față. Aia formează poarta de intrare în curtea sfântă a templului lui Al-Lat, zița protectoare a caravanei. Și mai e o problemă, dintr-un motiv nu s-au păstrat coloanele astea, pentru că au fost făcute tot din gresie, da, da, deci atunci au cedat, s-au dus, s-au ales praful. Și plus beduinii, domnule, beduinii, cel mai rău beduinii, ei au stricat, ei au dărâmat, ei au fărâmat, ei au furat, ei au spart, nu mai să pună mai pe aur, au impresia că totul scoate aur. Și atunci nu-i interesa pe beduini, zi vine și dărâmă zidul ăsta, îl dă doar undeva, îl dărâmă. Păi dacă e aur în spate.
Că să ajungi la mormântul lui Aron, în spatele acestui templu, acesta este templul mare, se merge încolo, începi să intri prin canioane, că să ajungi la mormântul lui Aron. La muntele Hor, apoi că să urci dealul. Deci e incredibil cum au cărat piatra asta. Da. Atâta, aici sunt milioane de tone de piatră. Vă închipuiți, da. Da. Sute de ani au cărat piatra. S-a făcut și atunci o sclavie. Deci s-a făcut o sclavie. Da, păi era, sclavul era moneda principală, da, a antichității. Au folosit... Deci totul se măsura în sclavi. Acum s-au găsit unele semne evreiești. Unele semne evreiești. Evreii imediat au început să spună că de fapt locația asta e făcută de ei. Și ulterior manuscrisele care au apărut că au adus nabatienii sclavi evrei care au lucrat. Ați înțeles? Și în acest mod și-au lăsat din semnele lor. Ați înțeles? Da. Au vrut să-și pună și ei amprenta aici. Da, că e a lor, că e făcută de ei. Până la urmă, când au apărut astea, au tăcut mut când au apărut acele manuscrise. Că de fapt ei au fost aduși ca și sclavi. Au zis, dom'le, nici măcar după 40 de ani, după ce ați stat că să se schimbe generația de sclavi, că să ajungă pe Pământul Sfânt, tot ați rămas în sânge cu sclavia. Asta a fost chestia și motiv pentru care ei s-au răzgândit. Nu, că ei vin doar căpelerini și se duc la mormântul lui Aron. Uitați-vă ce spații sunt aici, sunt în fața templului, templul mare, Great Temple, în partea stânga. Și aici erau templul magazine, nu? Aripați, unde sunt acei oameni, da? Spații comerciale. În aceste spații se vindeau tot felul de suviniruri la zei, da? Adică smirnă, tămâie, aur sau animale erau să fie sacrificate pentru marele zeu. Great Temple. Templul ăsta de care citești, Sorin, e deasupra, cu scările astea. Da, pe aici se urcă la el. Nu toată acoperită, între coloane, un fel de bolt. Da. Că au făcut cercetătorii un fel de schiță, cum ar fi arătat. Și arătau coloanele și între coloane legate între ele, da? Nu era complet acoperită. Asta cum era pangarul al vechi biserică, unde ții mânări, ții icoane, ții ceva. Tu uitați, ia uite arta. Dacă vrea cineva cărți poștale, am cumpărat de mai încolo. No money, no honey. Totuși să scape statul iordanian de ei, de beduinii ăștia, ca să nu facă nazuri, că vor să vină să vădă mărfuri, a dat lunar la fiecare familie 500 de dinari. Da, la beduin. 500 de dinari pentru familie. Da? Da, numai că să plece de aici. Desigur, ce sunt 500 de dinari pentru banii pe care îi câștigau înainte? Un nimic. Îi câștigă într-o jumătate de zi banii ăștia. Beduinii nu se știe exact când s-au infiltrat. 100 de ani, cel puțin. Nu se știe când s-au infiltrat ei, dar ei între s-au infiltrat până în 1812, am aflat noi de ea. Erau ei aici. Din după 748, când au intrat ei, nu putem spune că nimeni nu ne dă niciun fel de informație. Nu, nu. Ei n-au scriere, n-au nimic. N-au comunică. Și dacă n-au consemnat nimic? Nu e consemnat, pe noi interesează consemnat. Acum o să vină unul să spună, domnule, noi am intrat în anii 900. De unde știm? Dăm consemnare. Istoricii vorbesc pe documente. Pe sigur. Vizuare. Pe monede, dacă nu au avut monede, nu au avut papire. De asta noi spunem, da, de asta noi spunem în multe locuri, se spune, nu știm, bănuiesc cercetătorii. Asta ce piatră e de tot gresie. Asta e gresie, acolo e granit. Aici e gresie. Asta au făcut. De ce? Pentru că aici veneau oameni la slujbe. Aceasta este curtea sfântă a templului lui Allat. Pentru caravane care păzeau, zeița care păzea caravanele. Da. Din acest motiv, și Wadi-Rum este un obiectiv UNESCO. Având în vedere că ei au schimbat căile caravanelor. Din drumul regal fiind atacate acolo, le-au schimbat și le-au pus prin canioanele din Wadi-Rum. Motiv pentru care au folosit și acele, au construit un templu care a căzut acum 2 ani de zile.
prezența acelui templu tot așa a rămas în picioare până acum 2 ani de zile, când a picat în urma unui cutremur. A făcut să fie UNESCO. Da, dar este UNESCO. A rămas chiar dacă a căzut. Chiar dacă a căzut, da, a rămas. Acum, chiar dacă e să cadă, sperească Dumnezeu această clădire, tot UNESCO rămâne. L-au reconstruit, acum au știu cum arată. Da. Ia uite, bătrânețe, ce vi să-și pună cuvântul. Ok, deci aici încheiem cum ar veni, dar aceasta este clădirea care o vedem. Uitați-vă și dumneavoastră, dungere de lemn, se văd? Da. Ia uitați-vă acolo sus, și mai jos, da, inserție de lemn, care, și mai sus avem inserție de lemn. Și atunci, practic, piatra a alunecat pe acel lemn sau a balansat și a ținut această clădire în picioare. Are 2300 de ani aproximativ această clădire, care s-a spus despre ea că este Castle Bend, Palatul Fetii. S-a crezut că ar putea fi palatul unui rege făcut pentru o fată lui faraon cu care era căsătorit, dar a fost găsit și altarul, dar și statuia zeiței Allat, zeiță protectoare a caravanilor. Dacă nu rămâne această clădire în picioare, cum o vedem noi, n-ar fi intrat Petra niciodată în UNESCO. A fost frumos? Foarte. V-a plăcut, frumos, Petra? Super. Ok. Super. De aici. Ca să mergeți la aceste temple și să mergeți la, să spunem, la mormintele regale, la judecătorie, se poate lua pe acolo un pod. Așa, de unde au venit acești oameni. Acolo se vede un drum. Și se vine la templu, la biserici, și apoi se merge mai departe. Alea e făcută, se traversează canalul făcut de către navatieni, o stopăsărele din fier făcută, se merge mai departe, se ajunge la cimitirul regal și eventual la judecătorie, apoi coborâm strada, de strada principală și vă întoarceți spre Tezaur și de acolo spre centrul de vizitatori. Asta e o modalitate. Aveți posibilitate direct pe drumul pe care am venit noi. S-a auzit despre mănăstire. Lumea multă a auzit despre ce reprezintă mănăstirea. Mănăstirea este doar un mormânt cum este tezaurul la o scară mai mare. La o scară mai mare. Nu este îngrijit cum este îngrijit tezaurul. Cum se ajunge la el? Se merge pe acest drum unde acel steag și acei pomi îi lăsăm în dreapta noastră, e o alee, un drum, un canion. Se merge drept în față, se trece de acele, e un restaurant acolo. Se trece de el la un moment dat cam vreo un kilometru. Apoi încep să urci cele 800 de trepte, ca să ajungi la ceea ce este numită mănăstirea. De ce se numește mănăstire? În secolul IV, când au venit bizantinii, s-a găsit acest mormânt într-o zonă izolată, liniștită. Au folosit-o călugării bizantini ca și mănăstire, dar de fapt este mormânt. Asta ca să fim înțeleși. Multă lume că în mănăstire, mănăstire. Aceea este mănăstirea. Ca să înțeleagă lumea cam despre ce este vorba cu aceea mănăstire. Deci, mai mergi cam un kilometru jumate de aici, ajungi la o trepte, începi să urci și ajungi chiar, este o panoramă superbă, o privire sau o belvedere este superbă acolo, doar că drumul este, să spunem, se face cam o oră dus, o oră întors. Okay? Noi că să ajungem la Wadi Rum în termen, să spunem noi, destul de scurt, să spunem, da, că să prindem și apusul de soare, să spunem, în Wadi Rum. Motiv pentru care, acum, noi am intrat, dacă mai țineți minte, ne-am întâlnit la faraon sfert, nu? Adică 10 faraon sfert. Acum este unul faraon sfert. Înseamnă că am făcut 3 ore, cu toate opririle care l-am făcut în drum. Mult am oprit și o jumătate de oră, aproximativ, la tezaur. Și atunci veți avea tot 3 ore. De aici să ne revedem dacă cu toții. Drept, că noi mergem mai greu. Da, ok. Dacă mergi drept de aici, într-o oră și un sfert, o oră jumătate maxim, ești în centrul de vizitatori. Ok? Dacă mergi pe jos. Dacă e vrei să mergi cu mașina electrică, cu atât mai rapid. De unde luăm mașina electrică? Din față, de la tezaur. Ah, de acolo. De la tezaur, o să de acolo se cu mașina electrică, da. Da. Și atunci, dacă veniți mai devreme, plecăm. Ați înțeles? Dacă veniți mai devreme. Mâncăm aici sau mâncăm pe drum? Hmm? Mâncăm aici sau este pe drum? Pe drum n-avem unde. Cel mai bine în centrul de vizitatori. Cred că ieșim de acolo și am văzut o grămadă de restaurante. Multe de piață. Multe restaurante acolo. Aici îi spun de acum, în centrul de vizitatori, e foarte scump. La ce mod? Adică să iei o pizza, uite atât, la 25 de dinari, este strigător la ce? Da, păi eu nu dau, adică este strigător la ce? Nu. Ok. De exemplu, într-o zi oameni tot așa au luat falafel, deci falafel, domne, falafel de năut făcut. Da, o farfurie de falafel, ură de cartofi și pâine, a luat, avem a luat 20 de dinari de persoană. E mult. E păcat de Dumnezeu. Noi avem în România o vorbă, nu e prost cine cere, e prost cine dă. Cine dă? Și în acest motiv o să avem loc, sunt mai multe restaurante. Păi zic, afară acolo, în oraș. Problema că numai în zona aceasta, zona aproape de centrul de vizitatori, că cele publice restaurante sunt închise, că aș fi pus eu șoferul să ne ia el, doar că totul e închis.
Da. Dar avem alte restaurante, dar sunt turistici, sunt mai ieftine decât la asta. Ieșim din centrul de vizitatori, urcăm un microbus și mergem la un restaurant, mâncăm și plecăm mai departe. Exact. Okay? Asta ce vom face. Bine? Perfect. Ok. În regulă. Uite, băieți, sunt cu cătări, dacă vreți să mergeți cu ei până la mănăstire sau eventual acest drum întreg sau eventual până unde ați văzut, până unde încep băieții să vină cu măgari sau eventual cu cătări, după cum vedem și noi. Kef halak. Alo, Allah, habibi. Dacă vrea cineva. Nu, e ok, nu? Mergem pe jos. Ok. Deci ne vedem cu toții în centrul de vizitatori, maxim 3 jumate. E bine?